Evenimentul organizat de Interastro. Deci, noi astăzi suntem adunați pentru a expertiza teza din doctor în științe de educație a doamnei Victoria Stătan cu titlul Evaluarea competențelor în învățământul primar. Deci, pentru că această teză să fie evaluată, expertizată, deci este decizia Consiliului de conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 28 februarie 2020. În baza acestui decizii, deci se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat ad hoc pentru susținerea tezei doamnei Stătan în următoarea componență. Deci, Nicolae Silvestraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, președinte, doamna Măslițchi, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, secretar științific, Universitatea de Stat din Tiraspol, domnul Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, membru al Comisiei Universitatea de Stat din Tiraspol, domnul Baciu Sergiu, doctor habilitat, conferențiar universitar, secretar al ANACEC-ului, domnul Achiri, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației, și doamna Marin Mariana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, reprezentant al Ministerului Științei, Educației, Culturii, Științei. Deci, acestea fiind spuse, vreau să fac o mică explicație, o mică remarcă, și referență oficială, ce spuse, referență oficială, doamna Goraș Postică, Viorica, deci Universitatea de Stat din Moldova și doamna Valentina Bătnari, doctor în pedagogie, profesor interimar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Deci, eu consider, ca și președinte al acestui consiliu specializat, că toți membrii pe care numai cei am numit eu, sunt persoane, aș îngădui să spun, versate în domeniul acestei expertizări, care va avea loc și putem să o luăm de jos în sus. Deci, doamna Marin, eu consider ca și președinte că este cea mai aproape de această teză și cred că în luările de cuvânt îi vom oferi prima cuvântul la expertizarea acestei teze. Domnul Iona Chiri are lucrări în domeniu, adică se are vedere în domeniul evaluării, și nu trebuie să vă spun care este activitatea, pentru că, în principiu, toată activitatea a fost responsabilă pentru știință. Domnul Lupu și cu mine și fără mine a lucrat 20 de ani aproximativ în comisie de experți în cealaltă componență care se numea, cum îi spune? Așa, domnul Baciu este un doctor mai tânăr, abilitat, am vedere, dar foarte aproape de domeniile cercetării și aici cred că el, alături de conducătorul științific, într-un fel sau altul și-a adus contribuții la management, începând de la resurse și până la cei mai mici elevi. Doamna Măslițchi este absolventă Colegiului Pedagogic din Brulat, da? Nu greșesc. Doamna Marin este absolventă Școlii Pedagogice din Orhei. Doamna Măslițchi este absolventă Școlii Pedagogice din Orhei. Domnul Silvestraru este absolventă Școlii Pedagogice din Călăraș. Doamna Curaș Pustică este absolventă al unui colegi din România, care eu nu știu. Nu, 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 n
Deci, adică, vreau să menționez că noi suntem aproape de domeniul. Deci, conducător științific al acestei cercetări este doctorul habilitat în pedagogie conferențială universitar, Andrițchi Viorica. Pe de altă parte, deci avem doi membri în acelui, care vrem noi sau nu vrem, ei ne monitorizează. Nu contează care e teza și cu e teza. Avem reprezentantul Ministerului, care am zis eu că se cheamă a educației și a culturii și a științei. Deci, adică, eu consider că comisia este pe măsura acestei cercetări. Acestea fiind spuse, deși perioada pandemică, deși astăzi se înalță, nu știu, în ceruri, Hristos, oricum noi oferim cuvântul pentru citirea curriculum vitae a doamnei cercetătoare Stratan Dorea. Și oferim cuvânt doamnei Măslițchi Valentino, secretar științific. Vă mulțumesc mult! Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, onorată asistență, actele incluse în dosarul doamnei Stratan Victoria în Consiliul Științific Specializat sunt următoarele. Curriculum vitae, în care se specifică faptul că este absolventa Colegiului Pedagogic Ion Creangă din Colți, absolventă a studiilor de licență în pedagogie, calificarea învățător cu clasele primare profesor de limba engleză, realizată în perioada 2002-2006 la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, a studiilor de master în psihopedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, anii 2006-2007, a studiilor de doctorat la Institutul de Științe ale Educației, specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației, realizată în perioada 2011-2015. Experiența profesională este marcată de ocuparea diverselor funcții, printre care 2007, laborant superior Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2008, șefa Cabinetului Metodic, Catedra Învățământ Primar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, 2008-2010, învățătoare, Instituția Privată Liceu Cluj-Napoca Chișinău, 2010-2012, lector universitar, Catedra Educație Preșcolară și Învățământ Primar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, 2013-2018, lector universitar, Institutul de Științe ale Educației. În prezent, este cercetător științific în proiectul Inovarea Sistemului Național de Evaluare a Rezultatelor Școlare din perspectiva paradigmei competențelor, Universitatea de Stat din Tiraspol. CV-ul autoarei scoate în evidență participarea doamnei Stratan Victoria în cadrul diverselor proiecte de cercetare, forumuri științifice naționale și internaționale, ateliere, seminare, programe de formare profesională continuă în calitate de beneficiar, dar și formator în cadrul stagiului Evaluarea Criterială prin Descriptor în Învățământul Primar 2015. Este inclusă în dosarul doamnei Stratan Victoria, decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 28 februarie 2020, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat DC131.01.13 la Universitatea de Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe ale educației a doamnei Stratan Victoria cu tema Evaluarea competențelor în învățământul primar la specialitatea respectivă. De asemenea, este inclusă în dosar nota informativă Ana Cec. Dosarul conține teza de doctor în științe a doamnei Stratan Victoria și rezumatul tezei, actele prezentate în seminarul științific de profil precum extrasul din procesul verbal numărul 3 din 31 ianuarie 2012 al ședinței Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științele Educației cu privire la aprobarea temei tezei de doctor, evaluarea competențelor învățământ primar, autor Stratan Victoria, specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației și a conducătorului științific, doctor habilitat în pedagogie conferențial universitar, Andrițchi Viorica. Dosarul include de asemenea diferența privind susținerea examenelor de doctorat, lista lucrărilor științifice la tema tezei, care atestă elaborarea și publicarea 17 lucrări științifice și științifico-metodice, bineînțeles că este inclus în dosar suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat.
Aveți o catedră în psihopedagogie și management educațional, Institutul de Științe ale Educației, în cadrul căreia a fost elaborată teza, inclusiv procesul verbal numărul 7 din 25 iunie 2019. Dosarul include procesul verbal numărul 14 din 7 noiembrie 2019 al ședinței Seminarului Științific de Profil și hotărârea Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, în baza examinării tezei de doctor a doamnei Stratan Victoria, la care sunt anexate copiile listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către membrii Seminarului Științific de Profil. Dosarul conține avizul conducătorului științific, doctor habilitat conferențiar universitar Andrei Chiviorica, procesul verbal numărul 1 din 12 martie 2020 și procesul verbal numărul 2 din 8 aprilie 2020 al ședinței prealabile a Consiliului Științific Specializat, DC131.0113, răspunsul la nota informativă ANACER, lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctor a doamnei Stratan Victoria, cu ștampila întreprinderii de stat Poșta Moldovei, data de 24 aprilie 2020, avizele referenților oficiali, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar Oraș Costică Viorica, Universitatea de Stat din Moldova, Potnari Valentina, doctor în științe pedagogice, profesor universitar Intermar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Sunt incluse în dosar 10 avize la rezumatul tezei de doctor a doamnei Stratan Victoria, elaborate de către specialiștii instituțiilor de cercetare din țară în domeniul respectiv. Adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat din Tiraspol la data de 24 aprilie 2020. Conform rigorilor ANACE, urmează a fi inclusă în dosar, în termen de 5 zile de la susținerea publică a tezei în Consiliul Științific Specializat, adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Țin să precizez faptul că actele incluse în dosarul doamnei Stratan Victoria corespund rigorilor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Mulțumim! Și eu mulțumesc! Stimați membri ai Consiliului Specializat, stimați referenți oficiali, dacă aveți întrebări de precizare la curriculum vitae, dosarul prezentat de doamna secretar științific, vă rog să le adresați. Dacă aveți. Nu aveți. În acest caz, oferim cuvânt pretendentei pentru obținerea titlului de doctor în științe ale educației, doamnei Victoria Stratan, cu tema evaluarea competențelor în învățământul primar. Conform regulamentului, dumneavoastră trebuie să vă descurcați în 20 de minute și rugămintea noastră este să vorbiți mai mult despre rezultate. Vă mulțumesc! Poftim! Mult stimate președinte al Consiliului Științific Specializat, stimați oferenți oficiali, referenți oficiali, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, dragi oaspeți. Permiteți-mi să vă prezint în continuare rezultatele cercetării evaluarea competențelor în învățământul primar, teză de doctor în științe pedagogice. Teza de doctor în științe ale educației, autor Stratan Victoria, conducător științific, doctor habilitat, conferențiar universitar, Andrițchi Viorica. Finalitățile educaționale, conform Codului Educației al Republicii Moldova, articolul 11, alineatul 1, converg paradigmei educației integrale, formării, dezvoltării personalității integrale, prin înțelegerea și considerarea elevului de vârstă școlară mică ca un întreg, ca o ființă unitară și complexă. Perspectiva integratoare, holistică, impune conceperea unei tehnologii de evaluare competențelor transdisciplinare în învățământul primar, din perspectiva integralității, care ar
permite adaptarea modului de evaluare, la formarea de dezvoltare integrală a personalității școlarului mic, ar oferi o imagine holistică a procesului educațional și de evaluare în particular, ar permite o analiză teoretică, dar și practico-acțională de realizare a reformei sistemului educațional, ar combina și pune în relație obiectele de studiu, ar permite stabilirea relațiilor între concepte, fenomene, situații, procese din diverse domenii, acoperind astfel rupturile dintre discipline. În același timp, aceasta ar asigura unitatea științei și ar corela problemele de evaluare cu situațiile din viața cotidiană. Problema cercetării. Care sunt reperele teoretice și praxeologice ale procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar? Obiectul cercetării îl constituie procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar. Scopul cercetării. Stabilirea fundamentelor teoretice și praxeologice, conceptualizarea și validarea experimentală a modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare a elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. Obiectivele cercetării. Analiza comparativă a cadrului normativ internațional și național în domeniul evaluării competențelor școlare și celelalte care sunt stipulate la ecran și în teza de doctor. Rezultatele științifice înaintate spre susținere. Din perspectiva principiului integralității, evaluarea competențelor în învățământul primar implică valorizarea treptelor integralizării prin eliminarea a trei categorii de relații. Între procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar și componentele sale, între componentele sistemului, între procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar și sistemul educațional social global. În același timp, fundamentele teoretice ale evaluării competențelor elevilor la vinele nivelului primar de învățământ rezidă în sistemul de valori și sistemul de principii care sunt elucidate la ecran, dintre care evidențiem valori generale umane, valori specifice, naționale, etc. și dintre principii enunțăm principiul corelației predare, învățare, evaluare, principiul autenticității evaluare, etc. Și toate acestea constituie dimensiunea teoretică a modelului pedagogic al evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor în învățământul primar. Totodată, evidențiem că tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar reprezintă un sistem procesual bazat pe valori și principii pedagogice, integrând totalitatea elementelor, finalități educaționale, conținuturi curriculare, matrice de specificații, test integrativ și a operațiilor ce stabilesc corelația între domeniile de cunoaștere, arii curriculare, respectiv cadrului valorii axiologic transdisciplinar și profilului absolventului nivelului primar de învățământ. Testul integrativ reprezintă un instrument fidel, obiectiv, aplicabil, valid, care pentru evaluarea competențelor transdisciplinare la finele nivelului primar de învățământ și el este axat pe crearea de conexiuni între diferite entități, precum competențe, unități de competențe, unități de conținut, pentru o gamă de discipline obligatorii stipulate de planul cadru de învățământ și prevăzute respectiv de curriculum național pentru nivelul primar de învățământ. Eficacitatea modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar este determinată de competența evaluativă a cadrelor didactice, în cazul dat ne referim la învățători, care poate fi formată în baza constructului curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor școlare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. Rezultate investigaționale. În urma cercetării literaturii de specialitate, am determinat că Republica Moldova a realizat progrese apreciabile în modernizarea cadrului legislativ și normativ aferente domeniului evaluarea competențelor în învățământul primar. Totodată, am determinat că documentele de politici educaționale oferă o imagine amplă a stării, de fapt, privind situația procesului de evaluare a competențelor școlare în învățământul primar. De asemenea,
am evidențiat în teză și am determinat că între documentele de politici educaționale există o relație de subordonare, dar și de condiționare reciprocă. În același timp, evidențiem că potrivit cadrului normativ, legislativ, și aici trebuie să evidențiem planul cadru, desigur, la bază stă Codul Educației Republicii Moldova și alte documente, evaluarea rezultatelor școlare în învățământul primar este criterială, se efectuează prin descriptori și se finalizează cu testarea națională. În același timp, modele de evaluare ale rezultatelor școlare deschid noi oportunități pentru implementarea de noi tehnologii de evaluare a competențelor școlare în învățământul primar, dar și de aderare la un sistem internațional care ar oferi date statistice relevante. În urma analizei literaturii de specialitate, am constatat că majoritatea țărilor Uniunii Europene converg către teste naționale la finele nivelului primar de învățământ. În același timp, diversitatea situațiilor educative reclamă aplicarea unor variate tipuri de evaluare care pot conviețui și pot, într-o oarecare măsură, oferi actului evaluativ un caracter obiectiv. Și nu în cele din urmă, dorim să evidențiem că competența este evaluabilă, solicitând integrarea, dar nu juxtapunerea cunoștințelor, vizând conduita elevului în integralitatea sa. De asemenea, în situația în care finalitățile educaționale sunt definite în termeni de competențe, obiectul evaluării este formulat în concordanță cu ele. Și competența, în acest caz, se transformă în această ipostază, în finalitatea procesului educațional și în obiect al evaluării școlare. Pentru o diagnoză obiectivă și o analiză relevantă a stării de fapt privind evaluarea competențelor transdisciplinare în învățământ primar, am realizat un pre-experiment pedagogic, un experiment de diagnostic, scopul căruia a fost de a identifica opinia subiectelor educațional privind evaluarea competențelor în învățământul primar. În acest experiment de diagnostic au fost incluși în total 384 de subiecte, dintre care elevi au reprezentat 142 învățători, 92 manageri școlari, care inclus director de director adjuns, adjuncți 64 și părinți în număr de 89. În urma rezultatelor prelucrării datelor statistice, am dedus că circa 50% din respondenți implicați în acest pre-experiment sunt de acord că, ca evaluare finală, în învățământul primar să se realizeze printr-un singur test integrativ, justificând că un asemenea instrument de evaluare este mai complex, mai global. Din figura 2.3 observăm că circa 53% acceptă și această figură vizează elevii. Din figura 20 observăm că circa 51% acceptă o atare evaluare. Din figura 2.15 remarcăm că numărul deja este mai mare, tocmai 75%, și acesta este numărul managerilor școlari, iar din din procentajul părinților observăm că se atestă 55%. Desigur că datele experimentului diagnostic care au relevat totodată că probele testării naționale nu reflectă direct toate competențele transdisciplinare și în același timp se axează mai mult pe cunoștințe, pe cunoaștere și reproducere și mai puțin pe determinarea gradului de dezvoltare integrală a elevilor de vârstă școlară mică. În același timp, în urma acestui experiment, am atestat lipsa unui instrument centrat pe evaluarea competențelor cheie transdisciplinare și totodată am determinat că testul constituie o modalitate de evaluare adecvată pentru testarea națională la finele treptei primare de învățământ. Evaluarea finală
trebuie să fie realizată printr-un singur test integrativ, ori un asemenea instrument cuprinde o evaluare mai complexă. În același timp, ținem să evidențiem că clasamentul disciplinelor ce pot fi incluse în testul integrat, potrivit celor patru categorii de subiecți, manageri școlari, învățătorii, elevi și părinți, raportat la numărul de ore acordat disciplinilor școlare în curriculum școlar, se atestă că disciplinele cărora le sunt acordate cele mai multe ore săptămânale, precum matematică, limbă și literatură română, științe, sunt în topul clasamentului, spre deosebire de disciplinele educația muzicală, educația plastică, educația morală spirituală, care au o pondere mai mică în acest clasament. În același timp, datele experimentului diagnostic au relevat că evaluarea competențelor transdisciplinare în învățământul primar reclamă aplicarea viziunii sistemice integratoare asupra diferitelor niveluri și domenii ale procesului de învățământ. Evaluarea competențelor în perspectiva integralității ca reflectarea strategiei holistice se poate realiza prin sisteme de teste complexe cu o structură interioară relativ sofisticată, dar care permite o apreciere generală a performanțelor instruirii de tip transdisciplinar. În același timp, avantajele abordării evaluării competențelor transdisciplinare în învățământ primar, în perspectiva principiului integralității, permite o imagine holistică a procesului educațional și de evaluare în particular, face posibilă cunoașterea profundă a funcționalității sistemului, permite adaptarea modului de evaluare la formare, evaluare integrală a personalității școlarului mic și combină, pune în relație obiectele de studii, acoperind astfel rupturile dintre discipline. Prin analize sintetico-deductive, susținute de rezultatele experimentului diagnostic, am demonstrat în același timp că instrumentul cel mai eficient de evaluare la finele nivelului primar de învățământ este testul, iar acoperind întreaga realitate educațională și corespunde principalelor calități ale unui instrument de evaluare, validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate. Conceperea și desfășurarea eficientă a evaluării integrale, holistice și integrate a competențelor școlare în învățământul primar, desigur că reclamă identificarea legăturilor taxonomice ale competențelor și posibilităților disciplinare, multidisciplinare și transdisciplinare, de asemenea construirea decupajelor interioare a structurilor integrate, domenii de studii, domenii curriculare, domenii supradisciplinare și a posibilităților de abordare transdisciplinare, acestea implicând o restructurare a designului instruirii în cadrul unităților de învățare și, de asemenea, experimentare și validare tehnică a evaluării competențelor școlare, evaluarea integrativă transdisciplinară, evaluarea progresului școlar și optimizarea testării naționale la finele nivelului primar de învățământ și, de asemenea, alte aspecte care sunt elucidate aici și în teza de doctor. În cele ce urmează, vă prezentăm modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor în învățământul primar. Din câte observăm, la bază sunt fundamentele teoretice ale evaluării competențelor școlare în învățământul primar, care înglobează valorile și principiile. Dintre valori putem să enunțăm principiile generale umane, principiile specifice, naționale, educaționale, curriculare, instrumentale și respectiv individuale și colective, precum și principiul integralității, centrării pe personalitatea celui educat, evaluat în cazul dat, principiul corelației, predare, învățare, evaluare, principiul conexiunii inverse, autenticității evaluării, principiul asigurării obiectivității evaluării și, nu în ultimul rând, principiul continuității. Acestea fiind la bază, având ca reper aceste fundamente, a fost elaborată tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar, care include finalitățile educaționale, în cazul dat ne referim la competențele transdisciplinare, conținuturi curriculare și referințe de bază conform domeniilor supuse evaluării, matrice de specificații și testul integrativ. Având la bază tehnologia, a fost elaborat constructul curricular de formare
a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar, care ulterior a condus la dezvoltarea competenței evaluative a cadrelor didactice învățători în cazul dat și respectiv a permis va conduce la evaluarea competențelor transdisciplinare în învățământul primar, elevi și în top se află, desigur, personalitatea elevului de vârstă școlară mică, personalitatea integrală. Și ținem să evidențiem că între aceste componente este o relație de feedback. În cele ce urmează vă prezentăm elementele tehnologiei care deja au fost expuse în modelul pedagogic anterior și ținem să evidențiem că totuși funcționalitatea tehnologiei învățământului primar, evaluării competenței transdisciplinare învățământului primar, prin valorificarea testului integrativ, ca dimensiune metodologică a modelului pedagogic de evaluare competențelor transdisciplinare în învățământul primar, a fost demonstrată prin intermediul experimentului pedagogic. Acest experiment pedagogic a înglobat trei etape, etapa de constatare, etapa formativă și etapa de control. Cât privește scopul major al acestui experiment pedagogic, ținem să evidențiem că a avut ca scop validarea prin experiment a tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământ primar prin valorificarea testului integrativ, având drept criteriu de bază competența evaluativă a cadrelor didactice demonstrată în procesul de soluționare a situațiilor semnificative pentru evaluarea competențelor transdisciplinare ale elevilor create în cadrul activităților de formare. Competența evaluativă a cadrelor didactice, desigur că rezultă din standardele de competență profesională a cadrelor didactice elaborate și aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Conform acestor standarde, indicator de performanță în domeniul evaluării rezultatelor școlare, cadrul didactic evaluează și oferă conexiuni inverse în vederea sporirii performanțelor și, totodată, acest sistem de indicatori și descriptor configurează semnificația conceptului de competență evaluativă a cadrelor didactice pe care se axează standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. Experimentul de constatare evidențiem că s-a realizat în perioada mai-iulie 2018 și a inclus un eșantion de 121 subiecți învățători. Eșantionul experimental îl constituie 61 de învățători, iar eșantionul martor 60 învățători. La etapa de constatare a fost administrat testul nivelul de dezvoltare inițial a competenței evaluative cadrelor didactice, test integrativ. Cât privește scopul experimentului pedagogic de constatare, a vizat determinarea nivelului inițial de formare a competențelor cadrelor didactice învățători în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar și am elaborat referențialul de evaluare a competenței evaluative a cadrelor didactice la etapa de preformare, stabilind trei nivele de performanță, înalt, mediu și jos. Referențialul este reflectat în teză și ținem să evidențiem doar datele care au fost procesate. Deci, conform datelor, conchidem că învățătorii demonstrează valori reduse pentru fiecare componentă evaluată, ceea ce indică un nivel scăzut al calității implementării pe viitor a tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele nivelului primar de învățământ. Așadar, datele experimentale indică necesitatea acută de intervenție în cadrul procesului de formare continuă a învățătorilor cu privire la necesitatea creării unor condiții pedagogice orientate spre valorificarea tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar prin valorificarea testului integrativ, respectiv prin aplicarea constructului de evaluare, de formare profesională a învățătorilor pentru activitate de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar. Scopul experimentului pedagogic de formare. Formarea competenței cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. Privitor la experimentul de formare, ținem să evidențiem că a fost inclus doar eșantionul experimentar, 61 de elevi, care au participat la cursurile de formare, învățători, care au participat la cursurile de formare în
cadrul Institutului de Științe ale Educației din Chișinău și validarea experimentală a constructului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea de evaluare competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământ primar prin valorificarea testului integrativ poate fi, desigur, demonstrat în baza comparării rezultatelor obținute la etapa de constatare vis-a-vis etapa de control. Cât privește scopul experimentului pedagogic de control, evidențiem că a vizat determinarea nivelului de formare a competenței cadrelor didactice, învățătorii în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. Experimentul de control. Funcționalitatea modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar a fost demonstrată prin validarea experimentală a tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. În experimentul pedagogic de control s-a aplicat, desigur, că aceeași metodă ca și în experimentul de constatare și, respectiv, același referențial ca în experimentul de constatare. Observăm distribuția rezultatelor finale privind nivelul de formare a competenței evaluative în grupele de formare și cele martor. Datele comparative ale experimentului pedagogic pentru eșantionul experimental și respectiv eșantionul martor denotă o creștere privind eșantionul experimental, dacă la etapa de constatare s-au înregistrat circa 6,50%, deja la etapa de control registrăm o mică creștere, circa 27,90%. Spre deosebire de eșantionul martor, unde se atestă același nivel, doar că observăm o tendință și o creștere privind nivelul mediu cu aproximativ 5%, la eșantionul martor. Dacă la etapa de constatare în eșantionul martor s-au registrat 15%, deja la etapa de control circa 20%. Și desigur, și în eșantionul experimental se atestă o creștere. Această analiză comparativă a datelor la etapa de constatare viceversa etapa de control a scos în evidență că s-au înregistrat procese sau progrese vădite în formarea cadrelor didactice, inclus și în eșantionul experimental 61 de subiecte. Totodată, acest fapt confirmă ipoteza conform căreia programul de formare continuă desfășurat dezvoltă efectiv competențele evaluative ale cadrelor didactice și în eșantionul martor, cu un efectiv de 60 de subiecte, ținem să evidențiem că în baza faptului că nu au fost incluși în experimentul pedagogic formativ, se înregistrează dezvoltarea competențelor profesionale evaluative obișnuite. În concluzie, ținem să evidențiem că, prin studiul analitico-sintetic s-a argumentat că paradigma educației integrale, orientată spre formarea, dezvoltarea personalității integrale, accentuează necesitatea revizuirii conceptului și procesului de evaluare a competențelor școlare din perspectiva integratoare. Analiza documentelor curriculare pentru nivelul primar de învățământ a permis elucidarea unor particularități inefective a raportului dintre competențe cheie, transversale, etc. În același timp, s-a demonstrat că evaluarea rezultatelor școlare în învățământul primar trebuie să aibă la bază conceptul de competență școlară. Ca finalitate a procesului educațional, evaluarea rezultatelor școlare la finele nivelului primar de învățământ se va realiza nu doar prin raportare la unități de competențe, ci și în contextul competențelor cheie, transversale, transdisciplinare și a competențelor specifice disciplinelor școlare. În același timp, evidențiem că s-a argumentat că, din perspectiva principiului integralității, evaluarea competențelor în învățământ primar implică valorizarea treptelor integralizării prin îmbinarea trei categorii de relații. Între procesul de evaluare competențelor transdisciplinare ca sistem și componentele sale, între componentele sistemului și respectiv între procesul de evaluare competențelor transdisciplinare în învățământul primar și sistemul educațional global. În același timp, am concluzionat că în rezultatul procesului investigațional au fost determinate fundamentele teoretice ale evaluării competențelor elevilor la finele nivelului primar, integrând sistemul de valori care a fost enunțat în model și sistemul de principii.
Totodată, întâlnirea demersului teoretico-empiric s-a demonstrat că stresul integrativ reprezintă un instrument fidel, obiectiv, aplicabil, valid pentru evaluarea competențelor transdisciplinare la finele nivelului clasei a 4-a, axat spre crearea de conexiuni între diferite entități, precum competențe, unități de competențe, unități de conținut, însămând o gamă variată de discipline obligatorii prevăzute de curriculum național și stipulate de planul cadru de învățământ. În același timp, evidențiem că în temeiul esenței conceptului de tehnologie a tehnologiei educaționale s-a definit conceptul de tehnologie a evaluării competențelor școlare transdisciplinare a elevilor din învățământ primar. Definim tehnologia respectivă drept un sistem procesual bazat pe valori și principii pedagogice, integrând totalitatea elementelor, finalități educaționale, conținuturi, matrice de specificații, test integrativ și o operațiilor ce stabilesc o relație între domenii de cunoaștere. În același timp, s-a demonstrat experimental că eficacitatea modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor în învățământul primar, respectiv este determinată de competența evaluativă a cadrelor didactice învățători, și poate fi formată în baza constructului curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul valorii competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământ primar prin valorificarea testului integrativ. Implementarea acestui constructor curricular în cadrul cursului de formare continuă învățătorilor a furnizat suficiente dovezi ca devalidarea rolului competenței evaluative a învățătorului la conceptul instrumentelor de evaluare în asigurarea autenticității evaluării. Și în baza, în temeiul valorilor teoretice și praxeologice produse în rezultatul investigației noastre, problema științifică importantă soluționată în cercetare rezidă în fundamentare teoretică și praxeologică a funcționalității modelului pedagogic și respectiv a tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor în învățământul primar prin valorificarea testului integrativ în vederea asigurării eficacității procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar. Ținem să evidențiem că investigația își definește identitatea științifică prin model, construct, tehnologie și construct de validare. Vă mulțumesc pentru atenție. Și vă mulțumim. Stimați membrii Consiliului, stimați secretari oficiali, vrem și public din două persoane, vă rog să adresăm întrebări de precizare. Răspunsul trebuie să fie succint. Puteți. Cine scoate viața? Da, vă rog. Am înțeles că împărtășiți opinia pedagogilor, potrivit cărei competența presupune integrarea cunoștinților și nu juxtăpunerea acestora, da? În acest context, vreau să vă întreb pe întrebare de precizare nu numai pentru, nu pentru teza dumneavoastră, dar în genere pentru limbajul pedagogic. Este corectă, validă sintagma cunoștință și competențe, sintagma care o reîntâlnim și în documentele politice actuale. Mulțumesc de întrebare. M-am confruntat recent cu această situație, chiar probabil la altă ieri, și mi-am adresat această întrebare, reșind din studiul efectuat, consider că ar fi mai oportun dacă ar fi competența, de fapt, înglobează deja cunoștințele, integrează și, respectiv, ar fi mai corect dacă nu s-ar atașa acest cunoștințele alături, dar ar presupune, de fapt, competența. Competența deja presupune și cunoștințe, și abilități, și atitudini. Cam așa. Și atunci, cum să înțelegi? E bine când...
Elementele structurale, de fapt, ale competenței vizează deja cunoștințe, capacități, abilități și atitudini. Competența presupune un sistem integrat. E mai bine să fie de la termenul competent. Să fie, da, da. Respectiv nu, e corect și atât. Nu e discuție, nu e discuție. Eu pot să am niște cunoștințe, nu am competențe. Pur și simplu scolă. Și vreau lucrul ăsta. Să cunosc, nu? Deci cunoștințele că nu o să amă competențe. De aceea vă rugăm toate întrebările. Dar ce se poate o întrebare? Nu contează. Domnul doctor, Sergiu Brăciu. Mulțumesc mult, domnul președinte. Și eu am o întrebare de concretizare, pentru că cunoscând competența și cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră și de care ați dat pe dovadă demo prin această prezentare, am și eu o întrebare de concretizare care conține trei lucruri. Deci se uită în același context. Poate nu este la teză, dar cum vedeți dumneavoastră? Se folosește și faceți trimitere la curriculum național pentru învățământul primar, se folosește noțiunea de competență transdisciplinară, competență transversală, da? Și care ați putea relația între aceste competențe și prin ce se deosebesc ele, aceste două tipuri de competențe. Mai ales că, în baza modelului, este evaluarea competențelor transdisciplinare. Mulțumesc de întrebare. Țin să evidențiez că cercetarea fiind efectuată mai de mult, inițial, curriculum din 2010, un pic în curriculum respectiv, un pic erau prezentate altfel competențele. Și atunci ele, la bază erau competențele cheie, apoi cele cheie transversale, transdisciplinare, care derivă din cele cheie și respectiv deja celelalte. Ulterior, s-a întâmplat desigur pe parcursul cercetării, în 2018 a fost aprobat curriculum nou național și deja s-a stabilit și au fost clasate aceste competențe drept un sistem și ele în curriculum național sunt reflectate pe același palier sau la același nivel. Și chiar într-o singură sintagmă, dacă pot zice așa, competențe cheie, transversale, transdisciplinare. Totuși, analizând literatura de specialitate, țin să evidențiez că primare sunt competențele cheie, transversale și ulterior aceste transdisciplinare derivă. În același timp, spre deosebire de competențele cheie, care ele sunt stipulate pe nivele de învățământ finale, de exemplu, pentru treapta primară de învățământ, pentru nivelul gimnazial, liceal, adică ele se formează într-un timp mai lung. Desigur, și competențele transdisciplinare necesită un timp mai lung de formare, dar competențele transdisciplinare, spre deosebire de aceste transversale cheie, ele sunt acele competențe care folosesc limbajul mai multor discipline și ele transcend granițelor disciplinelor și au un nivel mai scăzut de generalitate. Eu tot aici, dacă poate să precizăm, uite, când spunem transdisciplinaritate, poate fi un algoritm? Mulțumesc de întrebare. Consider că transdisciplinaritatea, necătând la faptul că ea transcende granițele mai multor discipline, probabil ar fi întemeiat să aibă un algoritm. De fapt, noi vorbim și de principiul integralității. Și principiul integralității are și el un algoritm la bază. Deci există relația aceasta între componentele sistemului, între sistem ca și componente. De aceea consider că ar avea un algoritm. Ideea, datele sale, ar putea fi un algoritm. Poftim? Da.
Domnule profesor, mulțumim de întrebare. Desigur, ar îngloba, ar presupune un algoritm. Bine, vă rog alte întrebări. Și eu am o părere. Domnul doctor Ion Achiri, vă rog. Sunt care dumneavoastră și în curicul de pasă primarie este scris de succesată sintagma. Competențe cheie, vară transversale, vară transdisciplinară. Ce înțelegeți dumneavoastră prin această sintagma? Și ce înțeleg colegii de la domnul primar, că n-au scris în curic în cheie de țară? Nu prea înțeleg. Aveți un decurs, da? Domnule Achiri, vă mulțumim de întrebare. De ce s-a îmbinat? De ce? Probabil deoarece între aceste competențe există o relație de subordonare și de intercondiționare reciprocă. Și ele sunt transversale, trec prin toate disciplinele. Cam așa văd eu situația dată. Și în curriculumul clasei primare nu mai este sistemul țelor de competențe transdisciplinare. Nu este. Desigur că ne-am adresat întrebarea, dat fiind faptul că am cercetat și s-au schimbat pe parcurs documentele de politici educaționale, dar vreau să menționez că curriculum ne-a ieșit în întâmpinare prin formularea în curriculum a unei sintagme unde se specifică că profilul elevului de vârstă școlară mică va fi sau converg competențelor transdisciplinare. Deci, profilul absolventului nivelului primar de învățământ se raliază sau pot servi ca și doar ele nu sunt elucidate, adică nu sunt prezentate în curriculum, dar într-un fel nu sunt negate. Sunt în cadrul de referință și în alte documente de politici educaționale. Da, și s-a dorit un curriculum cât mai succint, cât mai scurt, și s-a făcut trimitere la codul educației, unde sunt listate, și la cadrul de referință, bineînțeles. Vă rog, alte întrebări. Dacă îmi permiteți, domnul profesor. Da. O întrebare de precizare. Marie, doctor. Vă mulțumesc. Construct. Sinonimul acestui cuvânt. Care ar fi? Construct. Mulțumesc, doamna doctor conferențiar, de întrebare. Construct îl vedem ca un curriculum, nu, ca un plan, ca un plan. Corect, mulțumesc, m-am gândit, este un program. De fapt, inițial, ținem să evidențiem că chiar a fost numit program. Probabil că da. Desigur că nu am cercetat foarte profund. Cercetare mă interesează. Probabil un pic deplasat. Și sinonim total, cred că ar fi structură, dar probabil că aici ați avut în vedere program. Program, fiindcă inițial, desigur că a fost program și ulterior l-am reformulat în construct. Și a doua întrebare, bineînțeles că eu am urmărit în timp să văd conexiune dintre conceptul evaluare criterială de descriptor și evaluare de competență. Și întrebarea de precizare este, în ce măsură va reuși să realizați această conexiune sau să faceți trimitere sau ce ați făcut, de fapt, asta e, da? Mulțumim, stimată doamnă Marină. Desigur că fără evaluarea însăși presupune, este însăși definiția evaluare presupune criterii de evaluare. Deci o evaluare ca să fie autentică are la bază criterii. Și fără de evaluarea criterială prin descriptor, n-am putut să trecem la elaborarea tehnologiei, cu atât mai mult că și metodologia ne-a permis și ne-a ajutat într-un fel în conceptualizarea acestei tehnologii.
Cât privește valorificarea metodologiei, desigur că, în primul rând, evaluarea criterială... Dacă îmi permiteți, eu am primit răspunsul. Deci, mai departe, deja eu am văzut în lucrare. Deci, aveam nevoie partea aceasta la început. Domn profesor, domn președinte, dacă îmi permiteți încă o întrebare. Eu am primit câte doriți. Mă știu că nu mai era prilejul păsirea și va trebui doar să fie retorică. Și de aceea îmi permiteți să pun o întrebare, pentru că am fost, cred că, de 6 ani membru al grupului de lucru privind evaluarea națională în clasă de primare și cu această problemă noi ne-am ciocnit și de mult ne-am dorit să o propunem. Nu exista doar teza dumneavoastră, vă spun de dat. Dar întrebarea este ce veți face sau ce credeți că ați putea să întreprindeți în urma acestei susțineri și în urma acestei certificări academice. Deci ca ceea ce ați scris dumneavoastră se întâmplă la modul practic în sistemul nostru. Mulțumesc de întrebare. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat... Să obțin răspunsul la întrebare, noi știm că suntem membri. La întrebare, răspundeți să obțin. Între timp vine și răspunsul. Ulterior, preconizăm, sau cel puțin mi-aș dori să elaborăm un concept privind algoritmul de elaborare a unui test integrativ. Totodată acest test să fie validat și desigur că mi-aș dori să particip la formarea cadrelor didactice din învățământul primar în vederea formării competențelor evaluative din perspectiva tehnologiei prezentate de noi. Interesant, chiar am terminat discuția. Cam ce procentaj din testul acesta integrativ are include item tip PISA? Așa ca să vedem că acum, așa, nu vă cerem un răspuns. Vă dau un răspuns, 99%. Dar nu știu dacă la 99%. Mulțumim, doamna profesor, dat fiind faptul că consider ar fi necesar să păstrăm specificul ăsta național, autentic al țării noastre, după mine ar fi undeva 75%. Aproximativ. Nu știu de ce ultimii evaluări PISA, elevii din școli de rus au mai mare punctaj, au evaluări deci mai bune decât copiii din școlile românești. O colegă cercetează problema asta și chiar am găsit acolo parcă sunt traduse, nu sunt la noi testele din evaluare națională, sunt traduse și vreau că ori de ce există această diferență? Mie nu-mi convine această diferență să fie declarată. Dar uitați-vă că cercetarea a dedus că în școli de rus, copiii au punctaj mai bun. De ce nu nu, nu, în România au ori formația străinătate. Nu știu. Copiii sunt mai mult. O întrebare de noi. Copiii sunt mai mult de mine. Mulțumesc de întrebare. Dumneavoastră ați menționat că este o întrebare retorică, dar eu totuși încerc să, pe cât e posibil să vin cu un răspuns. Nu în zadar, noi am încercat în cercetarea dată să pornim de la principiul integralității și transdisciplinarității și ca să ne putem ralia într-o oarecare măsură la imperativele Uniunii Europene, mondiale și desigur că acesta este un deziderat al învățământului actual. Eu vreau aici o precizare. Cât de tare este pregătit în pregătirea inițială universitatea? Cum pregătește pentru tema noastră, pentru transdisciplinar? Adică la ce gerică învățătorul este în cunoștință de cauză în ceea ce este cercetat dumneavoastră sau noi putem la formare continuă, dar inițială? Desigur că
Mulțumesc, domnule profesor. Desigur că noi, dat fiind faptul și specificului unde am activat, am validat prin cadrul învățătorilor. Dar pentru a fi continuitate între trepte, ar fi oportun ca un asemenea, ca un curriculum să fie elaborat pentru formarea inițială, pentru masterat, pentru doctorat, probabil, și, în ultimul rând, pentru formarea continuă profesională, ceea ce ar asigura continuitate între trepte. Iată, dumneavoastră, în a doua, să spunem așa, poziții scrieți la rezultatul științifice. Fundamente teoretice ale evaluării competențelor elevilor la tinere nivelului primar rezidă în sistemul de valori. Și numărat valori, și arătat schimbarea principiului de comunicații, pe mine mă interesează dumneavoastră, cum vedeți ludicul prin subiectul valorizator elev claselor primare, realizarea acestor care scrie sunt. Mulțumim, domnule profesor. Reșind din faptul că, de fapt, educația preșcolară are activitatea dominantă la educația preșcolară, este jocul, pentru a ține cont de particularitățile de vârstă și a integra pe copii mai facil în activitatea de învățare, jocul continuă să persiste în școală, mă refer la școala primară, și respectiv consider că jocul se integrează și se pliază foarte bine pe aceste valori. Ori prin jocul didactic, prin activitățile ludice, noi dezvoltăm personalitatea în integralitatea sa. Vorbim de voință, de capacități psihologice, de morale. Care ar fi relația de coordonare cu învățământul primar din perspectivă continuitate? Și dacă are o treabă asta cu ceea ce a cercetat dumneavoastră cu competența transversală? Desigur că acesta este obiectul... Sau elevii nu știu, pedagogii nu știu și noi ne abordăm în transversală. Mulțumim, domnule profesor. Din păcate, noi nu ne-am extins cercetarea asupra acestui subiect și... Probabil, ulterior, vom încerca să venim cu niște argumente în acest sens. Didactica competențelor este știință sau ce este? Știință sau? Sau ce mai este dacă nu știință? Mulțumesc de întrebare. Didactica competențelor este știință. Este știință. Sau obiect de studiu? Obiect de studiu și metode de cercetare și obiective. Și totuși, dumneavoastră a vorbit comentator despre principiul integralității. Pe mine mă interesează dumneavoastră a vorbit despre timp holistic, metronat, interesant. Pentru că nu este chiar ușor, cum se pare la primul. Dar mă interesează cumva în teza dumneavoastră se intersectează sincretismul domnului. Mulțumesc. În teza noastră consider că se regăsește acest aspect, sincretismul. Mulțumesc mult. Vă rog, doritor, de a preciza domnul doctor Romanului. Pentru că, totuși, competența este evaluată sau nu? Am o întrebare în liserat. Dacă vreți, o dau o întrebare. Eu am pus întrebare în liserat. Și nu ne strașă, dacă răspunde la răzare. Lăsă pentru tot. Acum sau atunci? Acum sau atunci? Ce înțelegeți prin evaluarea competenței? Dar este și o întrebare aici. Ce înțelegeți?
evaluarea competențelor este un proces de măsurare, apreciere și respectiv de luarea unor decizii în vederea reglementării, îmbunătățirii procesului de învățare. Bine, mulțumesc, domnul Achirem. Desigur, ca să venim cu un argument, este necesar să ne focusăm și să avem la bază fundamentele teoretice. Conform Codului Educației, articolul 44.1, se precizează, evaluarea rezultatelor școlare are ca obiectiv evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor în baza standardelor educaționale naționale. Reieșind din acest context, Codul Educației fiind un document cheie, considerăm că competențele se evaluează. Totodată, în curicul național, ediția 2018, prescrie obiectul evaluării în școala primară reprezintă rezultatele școlare individuale ale copilului. Respectiv, spectrul rezultatelor vizate este determinat de finalitățile stipulate în curriculum. Și respectiv, odată ce finalitățile educaționale sunt definite în termeni de competențe, în cazul dat, competența se transformă în finalitate educațională. Și totodată, ținem să evidențiem că pe parcursul cercetării am identificat mai mulți autori care atestă sau afirmă că competența este evaluabilă. Este. Și-a trebuit să nu mă întrebiți. Deci, eu mă întrebare foarte simplă. Toate trei componente, învățarea și evaluarea. Și de parte, evaluarea este o componentă a procesului de învățământ. Ceea ce discutăm astăzi, și Sorin Cristi are o frază care zice că noi evaluăm componenta procesului de învățământ, evaluarea. Deci, este și știință, evaluării de psihologie, nu ne-am întrebat. Din ceea ce ați făcut dumneavoastră în experiment, se pune mai mare accent pe învățare, ori pe evaluare. Din experiment constatăm că cu regret se pune mai mult accent spre pe învățare și chiar pe predare, dar totuși în ultimii timp se simte o tendință spre... Chiar așa. N-ai să auzi că unii caută situații de învățare. Ai să auzi că caută evaluare. Asta e convingerea celestrală. Poți să fie o greșită în fața tuturor marilor cercetători, dar nu punem accent pe învățarea care trebuie de dumneavoastră și mereu vorbim de evaluare. Și cea mai simplă întrebare, prin ce se deosebește evaluarea necriterială de cea criterială? Evaluarea prin sine este criterială, dat fiind faptul că însă și definiția evaluării presupune emiterea unor judecăți de evaluare în baza unor criterii bine formulate și stabiliți anterior. Da, dar când noi spunem criterială, nu are niște criterii, nu? Așa e. Păi asta și-a spus. De avalul. Orice evaluare este criterială. Pentru a fi. Să fie Și așa au ținut-o și așa au ținut-o în mod. Și necriterială nu există evaluare necriterială. Dacă este doamna Curașa, poate și poftiți, vedeți. Dar noi suntem de acord că evaluarea de la sine este... Eu un pleonasm în Codul Educației. Deci evaluarea de la sine este criterială. Criteriile nu sunt bune. Criteriile nu există.
E vorba de făceați copii. Nu, 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 dar ele sunt foarte bune discuțiile acestea și în contextul dat. Doamna vorbește o jumătate de lucrare despre asta. Păi bine, lucrarea îți dedic, îți faci referențiatura, îți faci descriptor, îți faci indicatori, care nu erau buni, să știu, dar orice mă mai exterior. Stimați colegi, o să aveți cuvântul și atunci o să vedeți ce ai intuit, ce ai intuit, ce ai intuit, am abordat-o destul de resistent și consistent și evaluativ și deci în loc am dictat care să rămân parvenirea capitolilor de la în dosar, inclus procesul valumărul 7 al științei catedrei. Membrii catedrei au apreciat eforturile depuse de doctorandă în cercetarea unei probleme de actualitate. Au apreciat originalitatea, valoarea teoretică și aplicativă a lucrării, în vederea îmbunătățirii conținutului tezei. Au fost propuse unele recomandări, între care reformulat problema și scopul cercetării, noutatea științifică, de reformulat mai succint importanța teoretică, de unificat terminologia, de reformulat denumirea subcapitolului 1.2 și 2.1, de specificat principiile care au stat la baza elaborării constructului curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare a elevilor din învățământ primar, de revizuit matricea de specificație cu fundamentarea pe domeniile indicate în standardele de eficiență, de realizat în textul tezei referințe la lucrările publicate de autor, de inclus în lista bibliografică mai mulți autori autohtoni, de revăzut concluziile generale. Decizia catedrei a recomandat teza de doctor, evaluarea competențelor în învățământul primar, specialitatea 531.01, teoria generală a educației elaborată de statal Victoria, spre examinare în seminar științific de profil. Ulterior, teza a fost examinată în ședința seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la data de 7 noiembrie 2019, procesul verbal numărul 14. Membrii seminarului științific de profil au recomandat, au venit cu idei de îmbunătățire, iar recomandările au vizat redactarea ipotezei cercetării, reformularea problemei de cercetare, elaborarea notării conform cerințelor ghidului. Alte recomandări au fost de revăzut noutatea și importanța științifică a cercetării, aprobarea rezultatelor științifice, de explicat funcționalitatea valorilor și principiilor în contextul procesului de evaluare a competențelor școlare, de reformulat o concluzie la capitolul 1, cadrul legislativ și normativ național în domeniul evaluării competențelor școlare, referitor la ce modificări necesită legislația Republicii Moldova în context de evaluarea competențelor școlare, fiind prin specificarea tendințelor. De denumit testul integrat în test integrativ, de revăzut în text relația dintre termenul testare și termenul evaluare, de redus numărul de concluzii. Decizia seminarului științific de profil a apreciat teza de doctor a doamnei Stratan Victoria cu tema evaluarea competențelor în învățământul primar ca bună, conform rezultatelor evaluării și implicit punctajului total de 72 de puncte acumulat în baza descriptorilor din formularul evaluării tezei de doctor de către seminarul științific de profil. A recomandat spre susținere în Consiliul Științific Specializat teza de doctor în științe pedagogice a doamnei Stratan Victoria cu tema evaluarea competenților în învățământul primar, specialitatea 531.01, teoria generală a educației. Experții ANACEC au oferit următoarele recomandări și obiecții la teza de doctor a doamnei Stratan Victoria, incluse în nota informativă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare din 28 februarie 2020. A redactat formularea probleme de cercetare. În prezenta varianta aceasta reflectă scopul sau de reformulat scopul cercetării.
de reformulat obiectivele cercetării, variind acțiunea proiectată, de redactat formulările obiectivelor chestionarului cadrelor didactice, a completat conținutul tezei cu referințe la liste bibliografice cu publicațiile cercetătorilor din Republica Moldova, care au abordat problema lucrării Platon, Nastas, Marin, Verde și etc. În textul lucrării se fac referințe fără interpretarea autorului, este necesar de a expune propriile opinii, a verificat textul de la pagina 107, în care se expune analiza comparativă a competențelor fără a se face referință la sursa primară și același lucru se referă și la pagina 90. Este necesară delimitarea clară a preluărilor din alte surse, inclusiv utilizarea ghilimelelor, dacă se includ citări directe, iar orice referință bibliografică trebuie să se refere la tot fragmentul preluat. Și ultima recomandare are de vedea bibliografia, în special sursa numărul 170. Modificările operate în teză sunt reflectate în raportul la nota informativă privind recomandările și obiecțiile experților ANACEC la teza de doctor în științe ale educației, doamnei Stratan Victoria, iar respectivele modificări au fost aprobate la ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat în data de 12 martie 2020. Precizăm faptul că în Consiliul Științific Specializat au parvenit 10 avize la rezumatul tezei de doctor a doamnei Stratan Victoria, elaborate de către specialiștii din țară în domeniul respectiv. Platon Carolina, doctor habilitat profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Cojocaru Borozan Maia, doctor habilitat profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Panico Vasile, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, Dar Ștemina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Dubineanț Vitateana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Pascar Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Centru de Formare Profesională Continuă, Universitatea de Stat din Tiraspol, Șpac Silvia, doctor în științe pedagogice, lector universitar, Institutul de Științe ale Educației, Vrabi Violeta, doctor în psihologie, lector universitar, Institutul de Științe ale Educației, Cebanu Lilia, doctor în pedagogie, șef al Catedrei Psihopedagogie și Management Educațional, Institutul de Științe ale Educației, Nastas Stepana, doctor în pedagogie, șef Comisiei Asigurarea Calității și Atestarea Cadrelor Didactice, Liceul de Creativitate și Inventică, Prometeu Prei. În avize se apreciază actualitatea problemei abordate, noutatea și originalitatea rezultatelor obținute, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării. Nu se atestă obiecții sau recomandări. Recenzenții precizează faptul că teza și rezumatul, ca sinteza acestea, corespund rigorilor ANACER, recomandă teza pentru susținerea publică în cadrul Consiliului Științific Specializat, concluzionează că autoarea Stratan Victoria merită să-i se ofere titlul științific de doctor în științe ale educației, specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației. Mulțumim, doamna pretendentă, poftim. Vă mulțumesc. Ținem să mulțumim tuturor care au depus efort în elaborarea acestor avize pozitive. Și țin să evidențiem că le suntem foarte recunoscători. Suntem recunoscători celor care ne-au făcut avize și sunt acasă și respectiv celor care sunt aici în viață. Mulțumim doamna Nastas și mulțumim doamna Vrabie. Mulțumim! Și vă mulțumim cu asloc. Stimați colegi, colegi cuvânt, în reformul științific al acestei teze, care este doamna Andrei Ciorita, doctor în pedagogie, este despre calitățile personale și calitățile. Stimate domnule președinte, stimați secretar științific, stimați referenți oficiali, stimați membri ai Consiliului, dragi prieteni. Astăzi este o zi semnificativă pentru fiecare creștin. Noi ne bucurăm că s-a înălțat Iisus Hristos și în același timp este o zi semnificativă pentru Victoria. Dânsa împărtășe cu dumneavoastră bucuria realizării. Este o cercetare
început cu mulți ani în urmă, în 2013, o cercetare la care a lucrat mult, cu suflet și profund. Și este o zi semnificativă pentru mine, ca și conducător științific. Mă bucur și eu de bucuria împlinirii doctorandii ca și cercetător, dar și bucuria împlinirii a mea ca și conducător științific. Dacă este să scot în evidență succint calitățile pretendentei Victoria Stratan, țin să menționez că sunt trei tipuri de conducători științifici. Eu fac parte din tipul conducător științific fericit. De ce? Pentru că am avut bucuria colaborării frumoase cu Victoria Stratan, dat fiind că este un bun cercetător. Este un cercetător care poate identifica foarte clar o problemă și, după cum observați, nu se aventurează în probleme ușoare, merge pe calea complicată, pentru că, am spus-o de mai multe ori, problema evaluării este problema oamenilor cu curaj, curaj intelectual, pentru că este un domeniu puțin explorat, foarte dificil și mult cumva afectat de diferite blocaje. În acest sens, din start am menționat curajul doctorandii de a merge pe o cale deloc dificilă, de a-și propune un plan de acțiune, a-l realiza cu fidelitate, a-l prezenta într-o teză frumoasă, redactată frumos și a veni în fața dumneavoastră și a argumenta rezultatele științifice produse în cadrul acestei cercetări. Cu certitudine țin să menționez că doamna Stratan este un cercetător bun, cu gândire profundă, analitică și cu argumente, întotdeauna își găsește argumente pentru ideea la care tinde. Competența de management a unei cercetări cu siguranță o deține doamna Stratan și cred că este doar un început. Dumnezeu poate realiza o cercetare fidel, bun, cu valori produse în rezultatul cercetărilor realizate. Țin să vă asigur că astăzi dumneavoastră susțineți un bun cercetător care va face parte din paleta cercetătorilor științifici buni din țara noastră. Dacă e cu doar câteva cuvinte despre cercetare, este direct voi cita lucrurile din codul cu privire la știință și inovare. Această cercetare este o lucrare originală, elaborată în baza propriilor cercetări științifice publicate de către autoare și, după cum ați observat, numărul de publicații și tematica abordată în publicații cuprinde constructul cercetării realizate, conține rezultate noi pentru în aspect teoretic și în aspect aplicativ practic, prevede soluționarea unei probleme științifice actuale, relevante pentru teorie și practica educațională și ilustrează clar aportul doamnei Stratan la dezvoltarea științelor educației. Am făcut referire la articolul din codul cu privire la științe și inovare ca să vă asigur că s-a respectat cerințele pentru o teză de doctor în științele educației. Eu vă mulțumesc mult și... Și noi vă mulțumim! Stimați membrii Consiliului, începem etapa expertizii prin cei doi reprezentanți care sunt de acestui șerpetă că sunt terpienă și vă face expertiză de la care noi avem la sala doamna Dragă. Cum procedăm? Stau... Stimate domnule președinte, onorat Consiliu, distinsă doamnă conducătoare, conducător științific și doamna pretendentă la gradul la titlul științific. Mă bucur foarte mult să asist la această susținere profesionistă și voi citi, ca să economisez din timp, avizul pe care l-am elaborat ca rezultat al
parcurgerii așa analitice a tezei prezentate de dumneavoastră. Felicităm cordial, vă felicităm și pe dumneavoastră și pe doamna coordonatoare cu ocazia realizării cu succes a unei cercetări consistente și originale, așa cum s-a spus, la un subiect deloc ușor, dar pe care l-ați abordat cu mult curaj și profesionalism. Astfel, textul prezentat spre susținerea publică și implicit spre evaluarea finală întrunește multe caracteristici pertinente, ce denotă, așa cum s-a spus deja, importanță, noutate și originalitate a unei investigații performante în domeniu. Așa cum evaluarea este a treia latură de bază a procesului de învățământ, după predare și învățare, fiind cea care încununează opera educațională de facto, devine indispensabilă în aprecierea calității și randamentului didactic pe ansamblu. Pe cât de mare atenție se oferă domeniului evaluării în cadrul legislativ național și mondial, pe atât de multe probleme rămân și apar în continuare, atât sub aspect practic, cât și practic contextual, cât și teoretic. Aceasta nu doar din cauza multiplilor caracteristici ale acesteia, ci și din considerente subiective evidente ce intervin în procesul educațional propriu-zis, atât din perspectiva cadrului didactic, dar și din perspectiva educatului. Autoarea a argumentat noutatea tezei elaborate și subscriem și noi în totalitate la acestea, conturată în special de modelul pedagogic de evaluare a competenților transdisciplinare în învățământul primar, de tehnologie evaluării competenților, la timp de ciclului primar, prin intermediul testului integrativ. În continuare, o să aveți dumneavoastră cu aceasta, că noi, de fiecare dată când o să abordăm problema, o să ne amintim că asta chiar este brandul dumneavoastră în științele educației, în care vă lansați ca deja ca doctor în ca doctor. De asemenea, ați argumentat raporturile standarde de eficiență, indicatori de performanță, competențe transdisciplinare și toate celelalte pe care deci le-ați descris în teză, pagina 18, nu am să le citesc, le-am citat aici în referat. Cunoașterea domeniului de studiu din partea doctorandei este demonstrată de manieră complexă prin argumente solide în introducere, însoțite de un aparat categorial corect și logic, paginile 14-21, cât și de prestația profesională cu care este realizat capitolul teoretic de limitări conceptuale ale evaluării competenților școlare în învățământul primar, prin analiza cadrului legislativ și normativ național în domeniul evaluării competenților școlare, a modelelor de evaluare, rezultatelor în învățământul primar, a taxonomiei tipurilor de evaluare, precum și a denotației evaluării rezultatelor școlare din perspectiva didacticii competențelor. Respectiv, paginile 22-59, dintre realizările importante la acest compartiment, reținem punctual următoarele aserțiuni ce aduc plus valoare demersului științific în cauză. Republica Moldova a realizat progrese apreciabile în modernizarea cadrului legislativ și normativ aferente domeniului evaluării competenților școlare în învățământul primar. Ați argumentat și aici, am văzut discuțiile care se poartă în jurul acestui subiect, oricât de multe discuții ar fi și în contradictoriu este și firesc, dar nu putem să nu recunoaștem aceste evoluții interesante, dar și utile. Documentele de politică educațională oferă o imagine amplă a stării, de fapt, privind sistemul educațional din țară și a procesului de evaluare a competențelor școlare în învățământul primar. Iar între documentele de politică educațională există o relație de subordonare, dar și de condiționare reciproc. Ați argumentat acest lucru și în susținerea, deci și în prezentarea precedentă. Potrivit cadrului legislativ normativ, evaluarea rezultatelor în învățământul primar, chiar dacă este tautologie, așa, este criterială și se evaluează prin descriptori, finalizându-se cu testarea națională. Dumneavoastră acest lucru le-ați
expus în detalii. Modelele de evaluare a rezultatelor școlare deschid noi oportunități, dar o oportunitate pe care o propuneți dumneavoastră, o credem că, într-adevăr, este de mare perspectivă. De asemenea, ați demonstrat și parcă am dat la silențios și nu. Competența este evaluabilă, ați demonstrat dumneavoastră, chiar dacă se merge în mod tradițional pe evaluarea componentelor competenței care se înscriu într-un produs final ce demonstrează această componentă, solicitând integrarea, așa ați spus dumneavoastră, dar nu juxtapunerea cunoștințelor. Și am de adăugat, credem noi aici, abilităților, comportamentelor și atitudinilor, valorilor, vizând comportamentul personalității în integralitatea sa. În situația în care finalitățile educaționale sunt definite în termeni de competențe, obiectul evaluării școlare este formulat în concordanță cu acestea, așa cum am... Și competența se transformă în această ipostază în finalitatea procesului educațional ca obiect al evaluării școlare. Metodologia cercetării prezentată în lucrare, în baza căreia s-a desfășurat cercetarea, se constituie dintr-un ansamblu de metode teoretice și praxiologice. Le-ați prezentat și în autoreferat și în lucrare. Ați spus acolo ca metodă chestionarul, doar o mică remarcă aici, chestionarul este instrument și ați avut un experiment pedagogic amplu, consistent, într-adevăr, ați demonstrat aici dumneavoastră că sunteți deja un cercetător matur. Dacă la unele cercetări de doctorat abia ajungem la 50-100 de subiecte, dumneavoastră aici aveți și un lot experimental multinivelar și este interesant, așa cum ați prezentat dumneavoastră, multiplele perspective asupra subiectului cercetat. Următoarele două capitole din lucrare poartă caracter metodologic, respectiv fundamentele teoretice și metodologiile, ați dat dumneavoastră, ale evaluării competențelor transdisciplinare în învățământul primar și demersul experimental. Dintre esențiile capitolului 2, relevăm câteva cu caracter axiomatic și anume că termenul de personalitate presupune un întreg, o totalitate, personalitatea integrală constituind chintesența paradigmei pedagogice integraliste, dar și finalitate educațională, formarea unui caracter integru, am citat de la pagina 56 din teză. Ca rezultat, se impune ajustarea procesului de evaluare a competențelor elevilor în învățământul primar în concordanță cu această paradigmă a personalității integrale. Foarte sună așa frumos, dar când ne uităm în contextul nostru social și culegem roadele așa, nu întotdeauna personalitatea aceasta integrală, așa cum noi din clasele primare o promovăm și o avansăm în știință, societatea, din păcate, nu se bucură sau nu ne ajută nouă, așa ca să se poată bucura și noi să ne bucurăm împreună cu toți ceilalți. Prin analize sintetico-deductive susținute de rezultatele experimentului diagnostic, s-a demonstrat că instrumentul cel mai eficient de evaluare a competențelor școlare de tip transdisciplinar la finele învățământului primar este acest test integrativ. El acoperă o întreagă realitate educațională, spuneți dumneavoastră, și corespunde principalilor calități ale unui instrument de evaluare și noi subscriem la aceasta validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate. Le știți pe de rost, doamne, să vă trezească, le spuneți că văd că deja și... Ne-am bucurat foarte mult să vedem cât de frumos stăpâniți dumneavoastră acest domeniu. Și eu mă uitam și zic, oare chiar astăzi mai sunt oameni așa dedicați științei dintre tineri? Și uitați-vă că dumneavoastră sunteți un exemplu așa clasic.
Evaluarea competențelor școlare transdisciplinare face parte dintr-un sistem interacțional și este un sistem deosebit de complex. Ideea conexiunii, așa cum ați mers dumneavoastră foarte interesant, între toate elementele componente constituie anume această bază a înțelegerii sistemului global, holistic, al procesului de evaluare criterială, deci sub forma unui model interacțional între componente în raport cu sistemul de valori și principii care se integrează și care, pe care le-ați demonstrat dumneavoastră în cadrul modelului pedagogic. Sistemul de valori și principii reprezintă dimensiunea teoretică a modelului pedagogic de evaluare și punctul de plecare în elaborarea tehnologiei evaluării criteriale pe care dumneavoastră ați propus-o. Ele determină schimbări paradigmatice, s-a confirmat acest lucru, de substanță și sunt definitorii în conceptualizarea unui demers evaluativ transdisciplinar eficient la finele nivelului învățământului primar. Noi subscriem, s-au pus aici întrebări și, într-adevăr, aceste schimbări sperăm să se opereze într-un timp cât mai rapid. Tehnologia elaborată de dumneavoastră reclamă aplicarea viziunii sistemice integratoare asupra diferitelor niveluri și domenii de cunoaștere, arii curriculare, corespunzător cadrului valoric transdisciplinar și profilului absolventului nivelului primar de învățământ, așa cum ați demonstrat dumneavoastră. În evaluarea competențelor școlare din perspectiva denumită mai sus, ca reflectarea strategiei holistice se poate realiza prin sisteme de teste complexe cu o structură interioară relativ sofisticată, dar care permite o apreciere generală a performanțelor instruirii de tip transdisciplinar. Și subscriem la aceasta că, într-adevăr, ele reprezintă un imperativ al educației moderne și este bine că ați făcut referințe și la evaluările din alte țări, alături de care mergem și noi. Studiul experimental prezentat în capitolul 3 a scos în evidență necesitatea focalizării și acordării unei atenții mai sporite demersului evaluativ transdisciplinar prin valorificarea acestui test integrativ. Rezultatele experimentale au demonstrat în mod practic și profund necesitatea abordării transdisciplinare a evaluării competențelor în învățământul primar prin valorizarea testului integrativ ca paradigmă complexă și autentică din sistemul educațional național. Eficiența intervenției experimentale în cadrul cercetării este demonstrată de rezultatele pe care le-ați obținut dumneavoastră la etapa de validare și care au pus în evidență diferențe statistice semnificative. Ați spus, privind formarea acestor competențe profesionale în sau dezvoltarea competențelor în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din eșantionul experimental. Instrumentele de cercetare preluate din literatura de specialitate, dar și creată pentru necesitățile experimentului pedagogic în conformitate cu variabile cercetării s-au dovedit a fi viabile. Acțiunile educaționale de formare profesională continuă le considerăm funcționale și credem că, într-adevăr, contribuie la formarea competențelor evaluative ale cadrelor didactice. Astfel, ne-ați demonstrat și ne-am convins și noi că obiectivele cercetării experimentale au fost realizate, iar rezultatele obținute din aplicarea metodelor de calcul statistic au dovedit prin diferențele semnificative registrate, eficiența demersului strategic de ECTP la nivelul îmbunătățirii evaluative ale învățătorilor. Și ne raliem și noi la concluziile de mai sus, verificate de expertiza efectuată de noi. Alt criteriu, relevanța științifică a rezultatelor s-a demonstrat în mod argumentat și logic și coincidem că acestea vor contribui la dezvoltarea domeniului științelor educației în contextul nostru și vor fi de un real folos practicienilor în domeniu, dar și politicii educaționale. Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării, valorificate în cadrul proiectelor naționale în domeniul evaluării criteriale bazate pe descriptori în învățământul primar,
Deci le-ați valorificat aici, la conferințe internaționale, cursuri de perfecționare a învățătorilor și așa mai departe. Aici notăm cu caracter de sugestie că ar fi fost oportun de a da dovadă mai mult discernământ în trierea competențelor specifice și transdisciplinare, unele dintre ele fiind simple abilități, de exemplu, de observare, de concluzionare, vezi anexele de la 7-8, aici mă refer la rezultatele pe care dumneavoastră le-ați dat și le-ați exemplificat în anexele respective. Redactarea tezei și conținutul tehnic s-a produs în mod adecvat și corect, prezentându-se o lucrare echilibrată, cu evidențierea ale aspectelor esențiale, inclusiv prin organizatori grafici variați și relevanți conținutului. Resursele digitale consultate sunt în minoritate evidentă și nu ne putem închipui că autoarea s-a limitat la acestea, dar, mă rog, la bibliografie nu se regăsesc. Poate n-a ținut, n-a căzut de cuvință să le pună. De asemenea, pe aici, pe acolo, mă rog, corectitudinea gramaticală a textului, poate, dar când este un text mare și complex, evident că nu mai vezi, știm, toți cei care am trecut prin acest proces. Considerăm că s-au respectat prin cercetarea dată principiile etice și deontologiei profesionale, începând cu citarea conform exigențelor ANACEC, autorilor studiați, valorificați, polemicile, mă rog, fiind în minoritate la etapa dată de carieră științifică și finalizând cu declarația pe propria răspundere asumată și semnată de autoare. Calitatea susținerii publice și a competenței celor de comunicare au fost probate prin valorificarea rezultatelor cercetării, în special în cele 7 articole în culegeri științifice cu lucrări la conferințe internaționale și 2 la conferințe naționale, dar și la programele de formare a cadrelor didactice și manageriale menționate mai sus. Publicarea în ediții științifice, alt criteriu de evaluare, s-a produs în mod extins și profesionist, inclusiv prin 5 articole, în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil Categorie C și una în colaborare cu conducătorul științific. Pe viitor, recomandăm a publica, fiindcă sunteți un specialist bun, și articole în alte limbi de circulație internațională, inclusiv în engleză. Integrarea în mediul academic, aici doar fac o paranteză, că am doctorat din România, care dimpotrivă așa au prins moda aceasta, că publică doar în limba engleză. Și este greu să-ți dai seama atunci când, fiindcă la traducere, inspirându-se din toți autorii care sunt aici, încă pe ăștia îi citează cel mai mult, atunci iese că procentul de originalitate e foarte mare, dar nu, la noi unii suferă din cauza că când dăm la verificarea antiplagiat, lucrul acesta se vede, dar la doctorat de România nu putem vedea că e public în engleză. Și ne traduc așa, extenso. Este o altă, s-a prins foarte... Dumneavoastră ați fost onest aici și ați mers doar pe limba română. Integrarea în mediul academic a cercetării și activității doctorande prin demersul investigațional în cauză a realizat în temei în cadrul Institutului de Științele Educației și rezultatele cercetării au fost aprobate la ședințele catedrei despre care deja s-a enunțat aici. Mai avem aici un ultim criteriu de evaluare a tezei de doctorat, relevanța economică și socială. Se va demonstra în timp, cu siguranță deja aici avem și reprezentantul Ministerului care a confirmat acest lucru, dar ne dorim ca această relevanță să se vadă, după cum am spus, și să se exemplifice prin comportamentul social adecvat al elevilor. La capitolul evaluare suntem foarte vulnerabili, elevii viitori cetățeni, dar și prin atitudinea constructivă a acestora față de următoarele evaluări ce le vor susține pe parcursul etapelor aferente de școlaritate. Ori rezistența la stres în timpul evaluărilor, colaborarea cu cadrul didactic și colegii, vederea învățării de durată și cu impact, tendință constantă spre obiectivitate, se poate produce inclusiv prin competențele transdisciplinare dezvoltate, începând cu treapta primară de educație și, evident, gestionată de învățători competenți.
Dintre întrebările care au apărut parcursul analizei lucrării, propunem câteva. Am pus poate prea multe, poate pot să mai renunț la unele dintre ele. Una simplă, că așa prima l-am luat în ordine în care deosebire dintre le dați aici procedei și tehnici prin virgulă și dacă le diferențiască și în tabel le-ați dat distinct la pagina 130. Care sunt riscurile? Doi. Care sunt riscurile majore ale ECD-ului în contextul Republicii Moldova, dar și altor țări, de vreme ce o bună parte din cadrele didactice, inclusiv din cauza condițiilor precare în care activează, a competenților digitale insuficiente, a birocrației în completarea diferitor acte, nu reușesc să țină pasul cu reforma dată și cu exigențele acesteia, dar nici nu sunt motivate să o facă. Trei. Ce limite procesuale mai evidente, dincolo de problemele expuse la final, a avut cercetarea dumneavoastră, axată în ultima instanță pe validarea experimentală a constructului și a tehnologiei evaluării competenților transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar, prin textul integrativ ca parte componentă a modelului și cum le-ați depășit la nivel conceptual și practic. 4. Continuarea reformei de evaluare, fără a fi asigurată pe deplin cu manuale și s-a oprit. Și acum și concursul de manuale toate s-au oprit sau continuă? Fără a fi asigurată pe deplin cu manuale și alte materiale didactice necesare elevului și cadrului didactic, nu prejudicează oare concepția inițială, profanând anumite accente importante? Care ar fi acestea, dacă credeți că ele sunt? Și, ultima, la nivel de continuitate a actului de evaluare a competenților transdisciplinare, delimitați-vă, rog, unele aspecte prioritare de operat, valorificat și în învățământul gimnazial și liceal. Poate ar fi mai ușor de contrapus ce rămâne ca specific nivelului primar și ce urmează să se continua în mod logic și chiar obligatoriu la următoarele trepte de școlaritate. În concluzie, apreciem teza cu calificativul foarte bine și recomandăm Consiliul Științific Specializat să confere titlul de doctor în științele educației doamnei Victoria Stratan. Felicitări! Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna pretendentă, vă rog. Vă mulțumesc mult de apreciere, estimată doamnă profesor. În cele ce urmează, voi încerca să răspund la întrebările adresate. Cât privește prima întrebare, care este deosebirea dintre procedeu și tehnică în contextul prezentat în teză, ținem să evidențiem că în capitolul 3, și aici ne referim la constructul de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea de evaluare competenței transdisciplinare în învățământ primar, prin procedeu înțelegem o componentă, un detaliu al metodei. Iar prin tehnică ne referim la tehnicile de dezvoltare a gândirii critice sau cum se mai numesc, dezvoltare a spiritului critic, cum mai întâlnim în literatură de specialitate, de exemplu la Mușată, Bogor și instruirea interactivă. Respectiv, aici ne-am referit la tehnicile de dezvoltare a gândirii critice, deși trebuie să recunoaștem că în unele surse găsim tehnica sinonim cu procedeu. Referitor la punctul 2, care sunt riscurile, evidențiam că obiectul cercetării noastre constituie procesul de evaluare a competențelor în învățământul primar și, conform logicii cercetării, problema ECD este abordat în capitolul 1, în paragraful 1.1, unde noi am specificat despre produsele transdisciplinare care se propun actanților educaționali, conform obiectului și scopului cercetării, identificarea riscurilor majore ale ECD-ului în contextul Republicii Moldova, din păcate, depășește problema de cercetare. Totuși, considerăm că această întrebare este oportună și probabil ar fi un alt subiect de cercetare. Cu timpul de opinie am putea evidenția că în
cazul în care candidații nu vor, nu vor reuși să țină pasul cu exigențele ECD-ului, cu imperativele timpului, desigur că se va diminua funcția socială, economică, educațională și aceasta va avea repercursiuni asupra formării inițial a elevilor, ulterior a angajaților din diverse domenii, respectiv medicină, juridică și respectiv un nivel scăzut al economiei și din punct de vedere social, educațional, pe ansamblu. În ceea ce privește punctul 3, referitor la limitele și problemele care le-am întâmpinat pe parcursul studierii acestei teme, evidențiem, în primul rând, reforma pe parcursul studierii acestei probleme. Deci, atunci când studiam, aveau loc multe transformări și se aprobau multe documente, începând de la codul educației, curriculum, metodologiile de evaluare, ghidurile. Și eram într-o situație când trebuia să ne racordăm și să ajustăm teza la imperativele și necesitățile. Și, de fapt, soluția a fost să racordăm și să ajustăm conținutul tezii, experimentul, în contextul documentelor legislative. 7 ani de schimbări, ță. Exact, exact. Deci, considerați că v-a reușit. Sau? Sigur, dar pentru asta vin atunci. Da. Să vă spun că ți-a teorie, valori, motor. Exact. Un alt moment ce vizează limita sau niște constrângeri a ținut de insuficiența cercetărilor nu la nivel de proces evaluativ, dar anume ce ține direct de evaluarea competențelor transdisciplinare și poate chiar a competențelor. S-a enunțat anterior și au fost dezbătut problema, se evaluează sau nu o competență. Și pentru a stabili și a soluționa problema, noi am stabilit, de fapt, corelația dintre standarde, indicatori de performanță, conținutul curricular, etc. Și, într-o oarecare măsură, problema a fost soluționată. Dintre limite putem să evidențiem și modalitatea de apreciere a testului integrativ. Inițial, când am conceput testul, evaluarea era ciclică. Și chiar erau dezbateri cu doamna Andrițchi, cum vom face ulterior, cum vom aprecia elevul ca să corespundă și, și rigorilor. Și au fost momente când am încercat să ne consultăm cu specialiști, este domnul Achiri aici de față, dar așa a avut soarta, s-a soluționat așa și această problemă, dat fiind faptul că ulterior, un pic și cercetarea a durat în timp și, respectiv, deja metodologia de testare la nivelul primar include convertirea punctajului testului național în calificative. Ceea ce ne-a ajutat și pe noi și deja ne-a acordat la metodologie. Încă o problemă cu care ne-am confruntat a fost dezvoltarea insuficientă a competențelor evaluative a cadrelor didactice. Desigur că activând în calitate de lector la Institutul de Științe a Educației, recent din experiența care am avut-o, am încercat să venim și să cu niște consultații reieșim din competențele pe care le aveam la acel moment. O altă limită... Următoarea întrebare viza asigurarea, cum va fi asigurat pe deplin și cum va continua reforma în cazul când este lipsă de materiale, de alte momente care prejudiciază într-un fel concepția inițială. Ținem să evidențiem că, desigur, că eficacitatea unei reforme depinde foarte mult de problema abordată sistemic și în complex. Totuși, asigurarea procesului educațional cu toate tipurile de produse curriculare, materiale didactice, vorbim de manuale și multe alte condiții de bază, este un deziderat al Ministerului Educației.
Însă dacă vă referiți la produsele curriculare în cheie CD, noi trebuie să menționăm că pe parcursul acestor ani au fost elaborate, conceptualizate diverse produse care ajută și contribuie la asigurarea reformei CD-ului, dintre care putem să evidențiem, desigur, că ghidurile, în primul rând metodologia, ghidurile și deja sunt și unele produse, exemple de teste, diferite surse care, într-o oarecare măsură, va înlesni acest proces. Și ultima întrebare care se vizează continuitatea actului de evaluare și cum vedem ulterior această tehnologie implementată. Considerăm că conceperea pentru nivelul gimnazial unui test integrativ ar fi oportună, deoarece noi considerăm că ar fi interesant dacă pentru treapta gimnazială ar fi elaborat, s-ar concepe un singur test integrativ care ar viza item din diverse domenii. Pentru ciclul liceal, dat fiind faptul că există o complexitate și deja aici este profilul real umanitar, probabil ar fi cazul să se meargă pe două direcții, două teste integrate, probabil unul pentru științe reale și unul pentru științe umanitare. Desigur că acest proces este foarte complex, dar cum zice un autor român, dacă mă greșesc, la Manolescu, cât de mult ne-am străduit, nu există un instrument care ar putea acoperi întreaga gamă, întreg toate conținuturile curriculare. Totuși, considerăm că acest lucru ar fi oportun, iar conceptul la nivel național a unui program, a unei platforme care ar îngloba diversi itemi, ar fi foarte oportun. Ar fi interesant, probabil, dacă s-ar realiza un soft educațional care ar integra, ar presupune o bază de itemi, unde acești itemi, pe parcursul evaluării, până oară un elev răspunde la calculator și să fie itemii pe nivele. Atunci când un copil, de exemplu, răspunde item de nivelul 1, 2 și 3, când un copil are atitudini și poate să răspundă la un item de nivelul 2, atunci calculatorul automat setează informația și poate să-i permite să ajungă la alt nivel, la nivelul 3, să rezolve niște item și un test mai complex. Astfel am putea să valorificăm, într-adevăr, personal elevul reșind integral și totodată să putem să valorificăm personalitatea în întregul său potențial. În linii mari, acestea au fost răspunsurile și vă mulțumim pentru aviz. Și încă o dată vă mulțumim. Și încă o dată vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Dar este vreodată vă fi instrumente care noi putem măsura toată valoarea? Sau nu am analizat? De fapt, mulțumesc, de fapt, am și evidențiat anterior, cât nu am dorit. Când noi devenim comunici sau funcționari, și eu sunt convins că, în esență, nu acoperă. Atunci ne întrebăm, dar cum o tehnologie poate să acopere? Sau o metodologie? Nu e vreuna noastră. Totdeauna este loc pentru alte deschideri. Bine, nu de asta. Continuăm mai departe și oferim cuvântul doamnei doctor, doamnă doamnă, care consideră că este un expert foarte aproape în această piesă. Mulțumesc, stimată onoră, cu onorare să asistență. Dați-mi voie să fericit doctorandă și comentatorul pentru rezultatele la așa un studiu serios, care e dedicat la o problemă destul de incitantă.
Și care nu e o problemă care poți să faci studiu doar de evaluare și nu depinzi de altceva. Deci e direct proporțional sau e direct condiționată studierea fenomenului evaluării, de fel că înțelegi și competența. Înțelegi competența ca finalitate, înțelegi competența ca ceva intermediar între cei ce măsori competența de produs. Și evaluezi produsul, evaluezi competența. Și de asta schimbă poziția în evaluare. Ori trebuie de evaluat și competența, și produs competență, și performanță, și toate relațiile astea. Chiar fenomenul competență e foarte contradictoriu în știință interpretat. Da? De aceea, în general, încerc că spun, trebuie cunoștință și competență. Dar dacă e obiectiv și vrei din codul educației de dezvolta competență, și mai pui și cunoștință. Competența urmează cunoștință. Adică tu dai oportunitatea și poți să spui ceva cunoștință, dar cineva să ajungă la competență, e competență și gata, de fel o competență diferă. Adică interpretări sunt multiple și la fenomenul de competență, și la fenomenul de evaluare. Și ce, prin ce tip de evaluare evaluăm competența? Prin curent sau prin sumativ, majoritatea se axează pe faptul că noi evaluăm sumativ competența. Gacheași Constantin Cucoș, profesorul de Ioan Cuză de la Iași, are o publicație unde el se expune că noi, de fapt, curent putem măsura competența, iar produs competență, noi evaluăm final și indirect judecăm și competența. Sau indirect putem să spunem cum a fost competența în baza produsului obținut de către evaluator. De ce? Pe urmă, foarte multe iarăși opinii cu referire la evaluare, criterială, necriterială. Dacă se definește evaluarea, că se face măsurării, emiterea judecăților de evaluare și luarea unor decizii în baza unor criterii, din stat trebuie să aibă. Dacă e evaluare, ea are criterii. Și dacă e evaluare de calitate, ea numai cât trebuie să aibă criterii. Dar altă problemă e când nu toate criteriile sunt și descriptorii evaluați bine, ori nu-s deloc, și atunci fiecare evaluator aleatoriu sau așa expropuva, deci se conduce cumva de anumite descriptori și atunci vin diferite studii care le dau descriptorii, referențiale și așa mai departe, să văd întăsăști fenomenul de evaluare. De ce? Felicitări cu curaj, pot să implica într-așa o cercetare unde sunt multe controversii. Și de asta s-a avut poziții, linii și a ajuns la niște rezultate frumoase. Acum să ne spun punctul de vedere, deci cu referire la această lucrare. Universitatea Mare, ca tezi doctorate realizată de către doamna Sfântan Victoria, se concentrează pe problematica evaluării competenților în învățământul primar și, în mod special, pe formarea continuă a competenței evaluării cadrelor, da? Ce axată pe evaluarea competenților transdisciplinare ale elevilor de învățământ primar prin valorificarea testului integrativ. Ocupând un rol central în documentele actuale de politici instituționale, de diversitate, problema evaluării competenților elevilor prezintă o preocupare specială, precum a remarcat și domnul președinte. Mai mult se abordă problema evaluării decât a învățării, crearea contextelor de învățare eficientă. Pe care educația românești să organizeze în vederea evitării celor mai frecvente conflicte. Fundalul evaluării și mai frecvente conflicte, deci în școală, sunt pe fundalul evaluării, pedagogi și elevi și pedagogi și părinți. Toată problema evaluării rezultatelor învățării elevilor de școală de cultură generală s-ar părea a fi explorată în toate aspectele. Doctoranda aceste argumente certe de a motiva necesitatea redimensionării ei din perspectiva actualelor probleme cu care se confruntă școala modernă, dar și prevederile documentelor de politici educaționale în acest sens, după cum și-a relatat criteriile schimbări făcute în raport cu prevederile documentelor. Dar faptul că actualele probleme a școlii, e foarte originală lucrarea din aceea că a făcut acest pretest. Unde a conturat foarte clare probleme, în acest pretest a fost implicați și ele, și ele, și părinți, și pedagogi. Mie mi s-a părut foarte binevenit, pentru că, într-adevăr, dacă trebuie să faci un studiu de actualitate, trebuie să vezi actual. Cum gândesc părinți, pedagogi și ele. Toți subiecții și toți actanții implicați în acest fenomen, pentru că, pe urmă, se poți da un răspuns prin experiment formativ să găsești pârghii pentru a soluționa aceste probleme. Reșind în argumentele expus, cercetare pedagogică descris în teză de doctorat la doamne Sfântan este considerat unui subiect de actualitate, de scop și scopul a fost denunțat, pot să nu-l citesc. Dedusă din premisele actualității cercetării, din contradicțiile menționate, problema științifică este formulată printr-o nenunță interrogativ, adică când noi domnul Lupu aici a scris și că nu a citit problema printr-o nenunță interrogativ, dar încerce soluție să acceptă și de ce mai multe... Nu este problema de terminare și cu un scop pe tot de terminare. Da. El e mai mult pentru nenunță inunțiativ.
doctora nu se întreabă ce vrea să facă. Dar prin caracter interrogativ și știu că mostul va trebui la până la formă de interrogare, trebuie să fie clar. Noi dăm răspunsul la întrebarea asta. Mie mi se pare mai transparentă enunțul interrogativ care vizează identificarea elevilor teoretici, praxiologici în procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din sunt primar. Scop și obiectivele cercetării reprezintă discipline epistemice și metodologice ale soluționării problemei cercetării de plină conformitate cu principiile unei cercetări pedagogice. Actualitatea teme, problema, scopul, obiectivele reprezintă stimulări și metodologie cercetării reprezintă tot întreg fiind corelate cu unității, ca unității epistemice ale unei concepții științifice originale. Valorificăm conceptele psihopedagogice cheie prin domeniul evaluării competențelor, dar în special acelor deținute de elevi din lăsământul primar, lucrarea doctorantei Sfântan Victoria fundamentează din punct de vedere conceptual, descrie în detaliu prezent și validează din punct de vedere practic modelul pedagogic al evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din lăsământul primar prin aprobarea experimentală a constructului curricular de formare cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din lăsământul primar prin valorificarea testului integrativ. Lucrarea este structurată în trei capitole, din care două au factură preponderent conceptuală, iar cel de trei constituie demersul practic aplicativ efectuat pe un eșantion care a fost 121 de cadre didactice din lăsământul primar. Experimentul pedagogic s-a axat pe validarea constructului curricular de formare cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din lăsământul primar prin valorificarea testului integrativ în baza modelului pedagogiei denunțat. Programul experimental a fost implementat corect din punct de vedere metodologic, dar și calitativ a fost echilibrat și în mod consistent și relevant în raport cu obiectivele pe care autoarea tezei le-a urmărit în propria investigație. Și toate rezultatele experimentale, practic, au fost publicate în cele 17 publicații ale autoarei, au fost și aprobate la diferite conferințe. În capitolul 1 de limitări conceptuale ale evaluării competențelor școlare în lăsământul primar, autoarea delimitează într-o manieră edificatoare cadrul normativ național în domeniul evaluării competențelor. Eu își propun să fac un articol pe istorie, dezvoltări, teorie și metodologie evaluării în Republica Moldova. Să rămână pentru cei peste 30 de ani, știi cum? La diferite etape. Fie chiar și acum sunt pedagogici care confundă ceva ce a fost și de cum anume este, inclusiv de actualitate, fiindcă foarte multe schimbări s-au întâmplat în evaluare, multe mii, 20 de ani. E foarte repede, unii n-au reușit să alerge în urma schimbărilor și unii le fac și ce e de actualitate, adică au rămas în loc încă, da? Și atunci ar fi bine făcut că asta a fost, asta din anii ăștia până aici așa a fost, aici așa a fost, dar nu e că asta este. E bun rău, dar dacă e prin cadrul legislativ, noi nu avem ce discuta de executat. Și cred că o să mai fie schimbări aici destul de multe. Așa, sintetizând referințele din literatură de specialitate și din domeniile conexe, doctorata Elenu relevă prin raționament, valorici, competența e finalitate procesului educațional și devine finalitate. Și incontestabil este obiectul evaluării școlare și respectiv aduce argumente că competența este evaluată. Necât încă eu când pot să-mi întrebare. Nu. Este evaluat. Eu spun și spune doctorata, dar eu am tot semne de întrebare. Printre abordările teoretice care pun în centrul preocupărilor problematica evaluării, competențelor elevilor de test, sunt citate obținerile Viritor Saman, Sanza Ienone, toți i-am pus, avem aici subliniați aici de Moldova și de Rusie și de România și chiar cei mai occidentali. Pentru fundamentale din punct de vedere conceptual al demersurilor praxologice, pe care le propus și pentru delimitarea terminologică riguroasă, autoarea a valorificat surse bibliografice relevante pe care le-a preluat din literatura pedagogică și documente oficiale, atât în țară cât și peste otare, atât surse internet, cât și surse care sunt căpodopere pedagogiei. Doctoranda și-a organizat într-o manieră convingătoare în capitolul 1 expozeul conceptual pentru a argumenta una dintre mizile cheie versului investigativ de factură pedagogică care l-a realizat. Capitolul 2. Fundamente teoretice și metodologice ale evaluării competențelor transdisciplinare în învățământ primar. Sunt reflectate repede științifice ale configurării praxiologice a evaluării competențelor în învățământ primar și sunt expuse modelul pedagogic și tehnologiei evaluării competențelor normalizate. În cadrul celorși capitol este prezentat sistemul de valori educaționale ca elemente cheie modelului care includ valori general umane, specifici naționale, educaționale, curriculare, instrumentare colective și individuale. Plan
metodologic, modelul, și declară în mod clar prioritățile pentru un sistem de valori circumscris profilului absolventului claselor primare. Doctorata oferă principii evaluării competențelor transdisciplinare la învățământul primar, exponând prioritare, esența principiului cheie în viziunea actuală, pentru evaluarea competențelor transdisciplinare în învățământul primar. Și asta este principiul integralității. Iar prioritarul caracterizează principiul integralității. Odată un spațiu mai mult în argumentarea acestui principiu, când ea și iese la un descriptiv, ea proiectează o personalitate integrată. Da, poate aici era vorba și de adus aici un pic Ioana Mitrofan cu toate teoriile cu referire la integralitatea personalității, în perspectivă, la sugerirea asta, care are studii foarte studioase. Autoarea catalogează principiile caracterilor fundamentale cu valori normative pentru cercetarea experimentală realizată, relevând că acestea stau la bază proiectării, organizării și desfășurării activității complexe de evaluare. Modelul cuprinde mai multe componente. Eu numesc aici toate și ca să nu eu din timp, nu le spun că le văzut în model. Pentru a ilustra cum practic funcționează modelul pedagogic, a fost elaborată tehnologie evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor de învățământ privat de revalorificare testului integrativ. Abordarea pe care autoarea a ales-o vine consistent de misiune teoretică, care valorifică rezultate științifice relevante în domeniu, și iarăși aici sunt și de autohtoni și ruși și români. Cu ce practică aplicativă? Tehnologia evaluării competențelor este expusă într-o manieră transparentă, care vine în trei categorii de relații între procesul de evaluare ca sistem și componentele sale, între componentele sistemului și între procesul de evaluare și sistemul educațional și social global. În altă parte, se dedică în acest capitol definirii conceptului de test integrativ, cât și prezentării matricei de specificație pentru evaluarea competențelor transdisciplinare ale elevilor de învățământ primar ca tip de test integrativ. Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor de învățământ primar reprezintă un sistem procesual bazat pe logici principii pedagogice, integrând totalitatea elementelor, finalități educaționale, conținuturi curriculare, matrice de specificații, test integrat și operațiilor ce stabilesc o relație între domeniile cunoaștere. Are curriculare corespunzător cadrului valoric sau oțiologic, transdisciplinar și profilului absolventului nivelului primar de învățământ. Capitolul 3. Demersul experimental în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare în învățământ primar. Conține experimentul pedagogic organizat în trei etape. Am menționat deja pre-testul sau pre-experiment, cum am numit condiționat. Deci, doctoranta problematică care a suscitat interesul doctorandei Sfânta Victoria pentru tema investigată, teza doctorat a constat în evidențirea valorii formative a constructului curricular cu formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor de învățământ primar și a constructului de validare prin experiment a tehnologiei valorii competențelor transdisciplinare ale elevilor de învățământ primar prin valorificare testului integrativ ca parte componentă a modelului. Pentru a răspunde la întrebările ridicate de această problematică, doctoranta a proiectat un studiu constatativ formativ ameliorativ, bine articulat cu criterii conceptual și atent elaborat pe plan metodologic, prin care a urmărit validarea experimentală a modelului pedagogic nominalizat. Demersul investigativ a fost realizat în confruntare cu cerințele în materie de proiectare, organizare și desfășurare a unei investigații științifice experimentale de factură calitativă. Consistența metodologică a investigației realizată de preautoarea Sfânta Victoria este convenită și din designul condiționat atât de elementul modelului, cât și de constructul elaborat. Acest design crește valoarea investigației care ne este prezentată în teza de doctorat a autoarei. Tot ce s-a făcut în partea experimentală a dat oportunitatea de a valorifica și de a valida experimental modelul. Teza de doctorat are, Lumea i-a prezentat 4 contribuții, eu pun 3 mai mult contribuții, dar și al patrulea component de lui dintre acesta. Modelul, tehnologie evaluării competenților și constructul curricular de formare cadrelor de date. Care în ultima instanță, produc la... Da. Dar testul integrativ e element a tehnologiei evaluării competenților. Este de apreciat faptul că autoarea tezei nu se limitează doar la trecerea revistă a principalelor rechiziții din area de cercetare
și intervenție vizată, ci a adoptat o abordare interpretativă critică care a condus la elaborarea unui model pedagogic propriu. În ultima secțiune tezei, referitoare la concluzii generale și recomandări, autoarea și evaluează contribuțiile teoretice și metodologice și concluzii generale rezultă legite din achizițiile conceptuale și nerezumatele rezultatele experimentale obținute, fiind completate cu o serie de recomandări valorici pentru toți cei care sunt interesați de probleme de evaluare competențelor în învățământ primar. În ceea ce privește conceperea și calitatea textului, conținutul lucrării structura logic, iar ideile sunt expuse coerent și sistematic. Este respectat stilul necesar redactării unei lucrări științifice, teza doctorat se bazează pe un fond bibliografic constituit din 268 articoli, majoritatea referințelor fiind de data recentă și sau surse de patrimoniu științific valoric. Referințe bibliografice și citere din corpul textului corespund cerințelor ghidului pentru redactarea tezelor în doctorat și doctorabilitate elaborat de ANACEC. Totodată, examinarea lucrării a provocat următoarele întrebări, care nu diminuează valorile științifice elaborate de autoare. În cazul când, asta la mine a fost prima întrebare, când am văzut modelul și când am citit experimentul. În cazul când, eșantionul experimental nu a inclus elevi. Care sunt conotațiile atribuite sintagmei? Evaluarea competențelor transdisciplinare ale elevilor, regăsită sintagma regăsită atât în titlul modelului pedagogic, implicit și a unui element structural al acestui. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, care a dat-o și domnul Chirin, care sunt argumentele noastre în favoarea caracterului evaluabil al competenței școlare? Și în acest context, care au fost lucrarea dumneavoastră, care pot fi cele mai pertinente instrumente pentru evaluarea competenței? Și competenții evaluative care au dat și care ați aplicat, dar în perspectivă și care sunt instrumentele mai pertinente de a evalua competențele și produs competențelor? Dacă acceptați așa relații, competența în sine este, dar ea are și produs, dar produsul e soluționarea unor probleme care didactice care le sunt înaintați sau sarcini. Iată, acestea sunt întrebările care sunt însă și în temeiul celor expuse mai sus, ne exprimăm convingere. Cercetarea doctorandului Sfântan Victorie, evaluarea competenților în învățământ primar, abordează o problemă actuală, teoriei și practice profesionale, care soluționează în mod inedit, chiar inedit, autarea a produs valori teoretici și practici pertinente, demonstrând totodată competențe investigative specifice unui cercetător în știință și educație. Nu știu dacă nu e prima la noi universitate, când îi consider științific și trebuie să încearcă atribuie titlul de cercetător în știință și educație, dar nu în pedagogie. Și e mult mai corect, pentru că didactica pedagogie, didactica matematică, didactica chimie era tot scris. Doctor în știință pedagogie, dar e știința și educație, nu pedagogie. Științele educației didactice, științele reale sau școlile reale. Didactica este doamnă grătate de vârstii. Sunt științe independente. Sunt științe independente. Și e cercetător în științe educației. Pe asta de temelie, științele educației. E una din științele educației și e cea mai fundamentală. Așa de vârstii de vârstii de vârstii. Nu știu, mie îmi plac științele educației. La specialitate, 531 de teorie generală educației. Mie îmi pare mai corect. Decât să spun, mâine am acces, e cu schimb, oricum e. Am acces, mâine se schimbă la ședință. Toate... Specialitățile? Nu, vă da cei care au susținut până acum acționau în documente la școala doctorală. Și noi am pus în proces verbal științele în pedagogie, mâine ANACEC schimbă la tot științele educației. Vă zic de ce, că în, luna, în februarie, în decizia Consiliului de Conducere, a fost aprobată nomenclatorul de corelare. Da, este document. Este document aprobat de Consiliul de Conducere ANACEC, în 28 februarie. Și tot schimbă, de un an de zile s-au susținut tezi și acum schimbă toate deciziile. Este pe rău sau este prost, este de mult aceasta, deci nu este. Sorin Cristea, care este un cercetător de valoare, susține că este mai corect doctorul în pedagogie. Exact. Noi vrem ca la români, dar românii consideră că noi e corect. Deci e un cercetător de anunțiu proiecte, oamenii scot și pune mai mult. Și europenii pun ferestre din lemn. Dar noi punem termopan, că e la modă și
remont sau reparație, o cheamă. Și ce... Купаюсь, дом окей, да, и дом Джорджина Кули, и он и дом Джорджина Физико-математика. 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 Mulțumim de întrebare, mulțumim de aviz, stimată doamnă Botnar. Cercetarea noastră și-a asumat drept scop major fundamentare teoretică și praxeologică a modelului și a tehnologiei, funcționalitate. Respectiv, în vederea asigurării eficacității procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare, respectiv scopul major al experimentului pedagogic a vizat validarea tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor la vineri în nivelul primar de învățământ prin valorificare testului integrat, având drept criteriu competența evaluativă a cadrelor didactice. Respectiv, validarea unui test integrativ elaborat în baza referirilor teoretico-metodologice ale cercetării noastre prin implicarea unui eșantion experimental, reprezintă prerogativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și nu reprezintă obiectul cercetării noastre experimentale. Cât privește care instrument este cel mai pertinent, noi deja am adus argumente privind testul integrativ și rămânem pe poziție că instrumentul este unul dintre cele mai pertinente de valoare competențelor transdisciplinare, dat fiind faptul că și majoritatea țărilor Uniunii Europene converg către un asemenea instrument de evaluare. Și mai mult ca atât, și metodologia și codul educației prevede un atare instrument. Dar, desigur, că sunt pertinente și alte instrumente. Punovară proiectul de grup, portofoliul tematic sau, de exemplu, portofoliul de progres la disciplină. Vă mulțumim mult și acestea sunt răspunsurile adresate. Deci, stimați cei Consiliului, eu cel puțin am înțeles că expertiza procedurilor acestei două comunități înseamnă ca noi să aprobăm această chestie. Deci, ca să fim și mai convinși în acest sens, deci, vă primim cuvânt membrii Consiliului Specializat, dacă nu există cei de public. Dacă există cei de finișă. Însă, doamna Năstat, să vorbiți prima. Încercați. Încercați. E o chestie frumoasă. Și indicată. Descendență. Mai ales în pandemie. Sunt îndurat că să fiu la acest eveniment științific și atât de important pentru cariera, activitatea doctorandei, înainte de a le ura felicitările de rigoare, aș remarca momentul că fiecare realizare, fiecare produs pe care îl elaborăm poartă amprenta personalității. Deci, astăzi, în fața noastră, a fost prezentată o lucrare care poartă amprenta conducătorului și a doctorandului. Ce element și cum l-am identificat este, în primul și în primul rând, fuziunea acestei colaborări, creativitatea și originalitatea, perspicacitatea și, desigur, bună organizare. Anume, calitățile acestea ne-au permis ca să prezinte în fața noastră o lucrare prin care s-au mișcat hotarele. S-au mișcat hotarele în domeniul evaluării, atât pentru învățământul primar, dar cu siguranță cu multe elemente picante și poate destul de productive pentru învățământul gimnazial. Le mulțumesc foarte mult și le doresc succese și, cel mai important,
ca lucrarea respectivă să fie doar o trambulină pentru alte tentative de realizări științifice. Mulțumesc! Nu am dreptul, dar îmi permit eu să vă întreb. Dumneavoastră ați scris totul timpul despre evaluare. Evaluare, exact. Se evaluează? Nu, dumneavoastră deja susținut. Nu mai trebuie. Dumnezeu este doctor și tema tot este evaluarea. Se evaluează ce sau cine? Competența. Competența. Pot doar să fac o reiterare a mai multe opțiuni cu referire la ce se evaluează. Cred că mai degrabă un răspuns argumentat nu vă străduiesc să-l formulez în publicațiile de evaluare chiar aici în instituția mea. Adică nu se așteptăm că noi. Da. Cu atât mai mult că activitatea în cadrul proiectului care vizează de mijlocit evaluarea, o să-mi permit să fiu mult mai detaliată. Mulțumim mult, mai. Doamna Blavie. Mulțumesc zilei de astăzi, înălțare Domnului, că am avut și am așa o ocazie unicală de a mă reuni cu un aspect academic destul de profund, dar cel mai mult m-a reuni cu colegile mele, zic eu colegile mele, șefă de carieră, și Victoria, pentru că, de fapt, Victoria de la, chiar de la formarea ei, zic, în domeniul cercetării, a fost atașată, zic, și noi față de ea și ea față de noi, ca dintre psihopedagogie și management educațional. Și în acest, zic eu, lung drum al, zic lung, dar bine este finalitatea. Aceste dezvoltări și formări, mă uit și tema este așa incidentă, cum zic altfel, evaluarea competențelor. Deci vreau să zic că dacă aș evalua acea competență care a dezvoltat la ea tot acești parcurs de ani, este produsul. Și cel mai mult este produsul acest final, teza. Și cel mai greu din ceea ce am sesizat eu, poate, în acele observații, a fost aspectul că competența care a format-o, s-a dezvoltat, a fost cunoștințe, abilități și atitudini. Iată cel mai greu, în viziunea mea, i s-a dat atitudinea. Pentru că, de fapt, cunoștințe avea, abilități avea, dar cel mai greu era aspectul acesta de atitudine. Și atunci, pe acest parcurs de timp, am observat că atitudinea ei e așa, când era într-o corelație benefică, pozitivă, când negativă. Dar, fiind inspirată și susținută de o personalitate unicală, cum zic eu, este doamna Andrițchi, și cu grija Bunului Dumnezeu, pentru că nu sunt întâmplător zic aceasta, în viața noastră apar oamenii potriviți pentru timpul. De aceea, știți cum zic în final? Sunt cădini care penalză. De aceea vă doresc succes în continuare. Și ce nu s-ar întâmpla? Știți că există cădini care penalză. Vă doresc succes, felicitări, pentru că, de fapt, este realizare comună și în toți anii care ați fost la catedră, tot timpul am avut un atașament. Și asta mă bucur pentru voi. Succes! Sunt doctor în informatică. Teza de doctorat a fost suportul informațional al evaluării cercetărilor științifice din Republica Moldova. Astăzi, la întrebarea doamnei profesor Păstică, când m-a văzut aici, cam probabil s-a gândit ce caut aici,
Nu am știut ce caut, fără criterii, de fapt, subconștientul meu mi-a dictat să vin aici, ca să înțeleg de fapt că locul meu trebuia să fie aici, nu în fruntea celor câțiva zeci de angajați care acum au niște responsabilități foarte înalte. Și, de fapt, sunt bucuros pentru de Dumnezeu și mulțumesc că am acumulat cunoștințe, având o semnătură digitală, atitudinea este totul, am găsit cel puțin două persoane care au aceleași interese științifice ca și mine, iar o conștientizare și o bucurie în suflet a fost că din cele 17 publicații relatate în autoreferat, în baza criteriilor care elaborate în teza mea de doctorat, 12 publicații sunt în acces deschis și 10 se apropie spre 100 de descărcări ale acestor publicații, peste 2000 și ceva de accesări. Ceea ce înseamnă că, de fapt, atitudinea doctorandei, de fapt, probabil doctor în știință, este una direcționată corect și ce încă o legătură care am observat-o, exact 7 ani am muncit și eu, având un cuvânt cheie, evaluare, putem face o concluzie, un instrument al acestei, al tezei mele doctorat a fost instrumentul bibliometric național, ceea ce am constatat în această diagramă că competențe digitale a unui doctorant accelerează obținerea unui rezultat. Iar la teza de doctor habilitat îi propun fie că să colaboreze interdisciplinar cu cineva din tehnologia informației, astfel încât propunerile, recomandările să se regăsească în suportul unui subiect informatic ca să avem un impact. Și de ce spun că un impact nu doar asupra educației, dar și asupra științei, deoarece deja este demonstrat că un instrument informatic ca rezultat a unei cercetări științifice acum a devenit cel mai popular instrument informatic din domeniul cercetării. Nu există o altă sursă informatică din Republica Moldova care este accesată. Iar care e drept rezultat, ca să înțelegeți, cei din România care traduc rezultatele din Republica Moldova sunt depistați la antiplagiat, la similitudini datorită acestui instrument. Adică avem de câștigat, suntem protejați atunci când suntem suficient deschiși, deoarece ca și de unii referenți din această teză, sunt promotori ale științei deschise, ale resurselor educaționale deschise. Vreau să vă citesc o dată doctorata și să-i urez succes. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Așa, vorbesc cu Igor Cojocaru, doctor în informatică, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Vă mulțumim foarte mult! Ați venit un argument și este ceva. Domnul Cojocaru, mulțumim! Sunt surprinsă de informația care ne-ați relatat aici. Îl cunoaștem. Estimați colegi, referim cuvânt expertului din Comisia Consiliului nostru, pe schemă, Mariana Marien, doctor, care pentru că s-a aprobat de funcționament primar, cel puțin așa înțeleg eu, domnule președinte, stimați colegi, grepții, dragi timpului, îmi dau seama că este pe final la această susținere. Bineînțeles, mi-am dorit să vorbesc foarte mult, dar voi profita de ocazia ca să discutăm cu Victoria, în particular, în detalii. Cert este faptul că sunt onorată să particip la acest eveniment de susținere a tezei de doctorat a Victoriei, pentru că ne leagă o activitate de mai mulți ani la Catedra Învățământ Primar de la Institutul de Științele Educației și chiar ultima noastră activitate comună a fost tocmai aceasta și a fost modestă Victoria când a spus că este formator doar în 2015 la evaluare criterială prin descriptori. Eu nu cred că ea a părăsit acest lot pentru că a stat pe baricade toți anii de implementare acestei reforme în învățământul primar. Cu deosebit interes am studiat-o chiar, am citit-o și am regăsit răspunsuri la mai multe întrebări pe care le avem în acești ani în domeniul evaluării la învățământul primar.
Întrebarea din debutul ședinței vorbeam despre faptul că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare are nevoie de o astfel de cercetare. Eu vă recomand chiar din start la discursul meu, vă recomand să vă adresați cu un demers către agenție, către minister, în care să veniți cu recomandări concrete pentru a îmbunătăți și pentru a veni cu o pilotare în sistemul de evaluare la învățământul primar. Este o dorință, dar și un obiectiv, un țel al agenției ca să facă o schimbare în acest sens. Ori vreau din start să vă felicit pentru acest construct științific frumos pe care l-ați realizat. Ați reușit să ne convingeți realizând un excurs în domeniul evaluării. Eu cu deosebit interes am citit această parte a lucrării, ce se întâmplă în Europa, deși în mod practic mi-a reușit să studiez de-a lungul anilor, dar dumneavoastră le-ați așternut într-o lucrare, ceea ce mi-am dorit eu foarte mult, dumneavoastră ați reușit și la fel vă recomand să realizați un studiu publicat la acest aspect și să-l popularizați obligatoriu, pentru că este foarte important, inclusiv, repet, pentru Agenția Națională de Curriculum și Evaluare. De asemenea, vreau să mai subliniez ceea ce a spus doamna conducătoare științific cu referire la curajul pe care l-ați avut luând acest subiect de cercetare, întrucât, după mine, subiect tema cercetării este una, dați-mi voi să zic, declarativă și chiar supranumită. Întrebările care astăzi s-au prezentat dacă se evaluează competență sau nu, cu adevărat au un răspuns foarte clar în contextul la ceea ce spuneam mai sus. Competența nu se evaluează pentru că nu este direct observabilă. Se evaluează, cum spune Jennifer Meyer, urme vizibile ale acesteia produse. Ori noi cu dumneavoastră avem nevoie în contextul tezei date să vedem aceste produse și urme. Cu alte cuvinte, dacă să susțin de ce ar fi declarativă și supranumită, ar mai trebui să vorbim despre, ca să nu fie declarativă, ar trebui să vorbim despre ceea ce vorbește, spune în cercetările sale Mușata Bocoș, despre situația semnificativă sau situația, așa cum spune, de fapt, profesorul Ion Bodgros de la Institutul de Științe al Educației. Mușata Bocoș vorbește despre situația autentică care este necesară unei competențe ca ea să fie evaluată. Cu alte cuvinte, în condițiile unui proces în clasă și chiar simulat, noi nu putem să evaluăm competența. Ea se evaluează doar în contexte semnificative sau autentice de viață. Așa cum spunea doamna profesor Pontar mai sus, despre faptul că noi trebuie să rezolvăm probleme de viață, situații de viață, ca să putem rezolva, să evaluăm competențe. Pe de altă parte, această teză curajoasă ne-a dat un răspuns foarte clar. Evaluarea de competență are un produs. Este vorba despre de testul integrativ. Și apreciez ceea ce a spus doamna Guraș-Prostica astăzi, că ar fi brandul Victoriei Spătan, să operăm cu această sintagmă în continuare și să dezvoltăm ideea unui test integrativ, cu adevărat integrativ, să dezvoltăm produsul pe care l-ați spus la pagina 802, care l-am cercetat mai mulți ani cu masteranții mei și chiar am două masterandi care au susținut teze în acest aspect și noi tot am încercat să realizăm teste integrative, dar cu dominante pe anumite discipline și cu rezolvare de probleme de viață. Apreciez faptul că ați reușit acest test integrativ. Aici văd momentul de comuniune al meu și al dumneavoastră. Chiar dacă nu am participat la precedentele discuții ale tezii, m-am bucurat foarte mult să văd aspectul dat. Consider că această teză care discută cel puțin două dihotomii, e vorba de competența care spune Anton Ilica că este un turist rătăcit în școală și curiculumul nostru totuși susține că este vorba de o competență școlară și asta ne salvează de la metafora domnului profesor de la Arad.
În același timp, dumneavoastră puneți în balanță două fenomene care sunt într-adevăr foarte mult discutate. Valoarea de competențe și transdisciplinaritatea. Ori, iarăși, susțin ceea ce am vorbit mai sus. Deci noi nu putem vorbi și eu am avut discuții directe cu profesorul Basarat Nicolescu, care este părintele transdisciplinarității și care a confirmat într-un simpozion internațional în 2012 că nu putem să vorbim despre transdisciplinaritate în școală cu atât mai mult la lecție. Că transdisciplinaritatea este dincolo de discipline și transdisciplinaritatea este de fapt însăși viața. Pe de altă parte, ca să ajungem la această filozofie a marelui conceptul al transdisciplinarității, noi trebuie să parcurgem acel algoritm despre care vorbea astăzi domnul profesor Silistraru. Deci, ca să ajungi la transdisciplinaritate, trebuie să enunți o problemă și trebuie să treci, să traversezi prin interdisciplinaritate între discipline conexe, rudite sau poate discipline la nivelul aceleași arii curriculare. Mi s-a părut foarte justificat că ați ales să vorbiți despre, chiar dacă dumneavoastră puțin ați întârziat, să zic așa, cu teza și dacă o susțineați înainte, ea nu era actuală. Dar foarte bine că a venit curriculumul și v-a dat răspunsul că a apărut acest profil al absolventului, care de fapt este are o abordare transdisciplinară. Și vreau să vă spun, doamna Stratan și doamna Andrițchi, că această teză cu adevărat merită a fi în continuare dezvoltată în mod pragmatic și aceeași stare am avut-o eu de întrebare cu elevii. Deci aș vrea în continuare să elaborați o baterie de teste despre care spuneați dumneavoastră, de teste integratoare și să o propuneți școlii pentru experimentare. Să mergeți nu doar la profilul absolventului la sfârșitul clasei a patra, dar, de exemplu, cum în România au loc testele integratoare pe clasa 2, 4, 6, 8. Pe de altă parte, deci noi avem nevoie de această abordare la nivel, am zis, empiric, ca să ajungă Agenția pentru Curriculum și Evaluare la convingere că ne putem face reformă, trebuie să începem să facem experimente, pilotări. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pe care eu îl reprezint la moment, cu siguranță că este deschis să abordeze, dar noi întotdeauna am spus că avem nevoie de cercetări, avem nevoie de oameni care să vină să ne arate că acest lucru în mod practic poate avea loc. Deci eu văd pe mod practic și susțin ideea dumneavoastră care ați subliniat-o de câteva ori, cu referire la competența evaluativă a cadrului didactic. Este foarte important ca noi să investim în ea prin, în primul rând, elaborarea de teste integrative și, al doilea moment, prin verificarea acestora, da? Ca noi să putem elabora această matrice în baza cărei să luăm niște decizii. Vreau să vă felicit încă o dată și părerea mea este că teza dată este actuală, originală, este desfășurată corect, epistemologic și metodologic, având rezultate teoretice și practice deosebit de valoroase. Și pentru învățământul primar, pentru domeniul învățământului primar, este o primă teză în acest sens, pentru că eu mi-aș dori să fie mai multe abordări, ca noi să ajungem la un consens și să putem face o adevărată reformă și revoluție în evaluare, care încă nu s-a produs, că ați văzut că avem și discuții astăzi aici. În același timp, dați-mi voie să consider și să propun, fără rezerve, conferirea titlului științific de doctor în știință al educației la specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației. Vă mulțumesc, domnule președinte și stimați colegi. Mulțumim!
Mulțumesc mult, domnul președinte, în partea asistență. Aș porni de la o idee, de la final. S-a vorbit că evaluarea se face în bază de finalități și competențele, și mi-a plăcut că competențele sunt finalități ale procesului educațional. Deci, de a înainta această teză la concursul teza nostru, care, deci, da, dacă se poate așa. Evaluarea nu se evaluează. Deci, acum, dacă este vorbit despre evaluare, într-adevăr, putem să intrăm în absolut criteze și o să spunem că nimic aproape nu poate fi evaluat. Obiectiv. Totul depinde de cine evaluează, ce evaluează, când evaluează și cu cine evaluează. Evaluarea este nu evaluată. Cine evaluează. Bine, dar o să încerc că, care este scopul acestui seminar, încerc scuze, acestui consiliu al nostru? De a evalua competența pretendentului că merită titlul de doctor în științe ale educației. Deci, și aceasta, și dumneavoastră s-a prezentat, doamna Strătan s-a prezentat aici într-o situație semnificativă, cred că. Da. Da. Autentică. Da. Autentică, îi putem spune. Și a demonstrat că are această competență. Că a demonstrat că are competența de cercetare, presupune mai multe capacități. Și le-a demonstrat că le are prin lucrarea sa și prin prezentarea acestei lucrări. Și prin răspunsul la întrebările noastre, care au fost destul de provocatoare, pentru că am avut cui să adresăm aceste întrebări, de ce au fost așa de, să spunem, provocatoare. Și din multe ori ne-am adresat aceste întrebări nouă înșine. Și anume, deci, a demonstrat că capacitatea de a elabora și a realiza un proiect de cercetare. Ce ar însemna aceasta? Care ar fi aceste criterii care vin să confirme această capacitate a ei? A fost identificată o problemă științifică care trebuie și soluționată și, în baza acestei probleme, a elaborat acest proiect de cercetare care presupune stabilirea unui scop, obiective, selectarea unei metodologii de cercetare, care, evident, pe parcurs s-a modificat. De asemenea, a demonstrat capacitatea de a dobândi, a selecta și informații. Și lucrul ăsta se vede foarte bine, pentru că, într-adevăr, a fost menționat aici, un alt profesor a menționat că că foarte bine a văzut, adică a selectat acele surse bibliografice, în baza lor poate face și o publicație, și de asemenea a analizat foarte bine actele normative pe care se bazează sistemul educațional din Republica Moldova. Totodată a analizat aceste surse informaționale pe care le-a selectat. În baza acestor surse a sintetizat mai multe produse științifice. Deci, în primul rând, a fost sintetizat o bază conceptuală a cercetării și a modelului pe care îl propune, bazat pe un sistem de valori și pe un sistem de principii. A doua componentă esențială este anume ceea ce se referă la elaborarea unei tehnologii, adică vine cu ceva concret, praxeologic, acest sistem de valori și sistem de principii pot fi implementate în procesul de evaluare. Și în rezultat apare un model teoretic, pedagogic, care stă la baza evaluării, evaluării competențelor transversale sau transdisciplinare, cer scuze, pentru că deja aici sunt mai multe, putem să discutăm mai mult. Și lucrul ăsta se vede foarte bine că are un substrat teoretic extraordinar. Vă spun, sunt 268 de surse bibliografice. Sunt destul de multe. Și, de asemenea, valoarea praxeologică a acestei lucrări, dacă să vorbim despre model,
este valoarea teoretică, valoarea praxeologică, acest model este acest construct. Și alte analize teoretico-practice care au fost realizate sunt anexe, mi-am notat eu aici, în total 285 de pagini de anexe. Și valoarea acestor anexe este semnificativă, adică poți să iei niște anexe și să le aplici, care ne pot servi ca modele. Uitați, dar unele anexe au și valoare teoretică. De exemplu, anexa 7. Corelația standarde, indicatori de performanță, competențe transdisciplinare. Sau anexa 8. Sistem, studiul raportului competențelor cheie transdisciplinare versus competențele disciplinilor școlare. Deci, fără doar și poate această lucrare, este importantă pentru sistemul educațional. Și de aceea consider că doamna Stratan a demonstrat că are această competență de a fi un cercetător extraordinar de bun, eficient și eficace, de calitate și voi vota pentru a fi conferit titlul de doctor în științe ale educației. Domnul doctor la Institutul de Științe de Educație și Voluntarie. Vreau să zic că doamna Victoria Stratan a ajuns la viitor. În final, am prezentat un produs de competență profesională, de competență investigațională, de valoare... De ordine intelectual. Și de valoare. Ei au reușit să argumenteze și să fundamenteze științific un aspect foarte interesant, foarte important ce ține de valoare. O unică testare națională, la nivel de clasa a 4-a, adică la finisarea treptei în măsăunță primar, este un test integrativ. A fundamentat științific, că e posibil acest lucru și e o necesitate, dacă vreți să mai discutăm și lucrul acesta, că în domeniul biologic avem foarte multe probleme. În sistemul nostru educațional. Ce s-a întâmplat nu e bine deloc. Noi am... Nu știu cum s-a întâmplat, dar evoluările, mai ales acestea finale, la dreptelor, valorile externe, au devenit foarte stresante pentru toți. Pentru elevi, părinți, profesori, în general, s-a întâmplat nu știu ce și trebuie să facem ceva ca să analizăm această situație și ca evaluarea să devină una atractivă. Ceea ce ne oferă... Da, un pic asta o luat de toată aspectivă. Sunt deschide despre asta. Victoria, probabil, va deveni mai atractivă această evaluare pentru toți. Și pentru elevi, și pentru părinți, și pentru profesori. Deoarece nu doar matematica și limba română sunt fundamente ce țin de formare personalității. Toate disciplinele sunt. Și trebuie să fie undeva integrate. Cel puțin reușind de definiția competenței școlare. Noi ce am reușit anul acesta, în 2017, în cadrul de referință, totuși să punem accentul pe faptul că competența nu este ansamblu. Competența este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, abilități. Și atunci când vorbim despre aspecte aceste de finalități, vine aspectul acesta de integrare. Și testul acesta integrativ trebuie să pună accentul pe aspectul ce ține de formare de competență. Și totuși Pământul se rotește, domn președinte. Adică evaluarea în sine nu poate fi evaluată. De ce? Pentru că este un sistem integrat de cunoștință, abilități și atitudini și valori. Nu putem să intrăm în capul cuiva și vedem, este acest sistem, ce pot să văd? Produsul. Pot să-l pipăi, pot să-l văd și să trag niște concluzii. Și se trage concluzie. Este sau nu nivelul de competență? Trebuie să vorbim despre nivelul de competență. Știți, eu mult discut cu rușii și cu ucrainienii.
Ei au două noțiuni ce ține de competență. Au o noțiune de competență și o noțiune de competent cunoști. Da. Și ei vorbesc despre evaluarea nu competenței, a acțiunii ca competent cunoști. Și sunt mai aproape de adevăr atunci când vorbim despre evaluare în bază de competență. Da, mai avem nevoie de un termen, un termen care să traducă în română competent cunoști. Doctoranda care o să vină, nu știu de unde, deci aveți multe șanse să faceți o deschidere pentru crearea unei școli. Mă gândesc și să fix. Da, e nevoie de astfel de o școală. Și ei vor fi scris despre o competență. Partenților de educație, o școală, nu avem altă mișare din situație. Mulțumesc, colegi, avem ocazia să mai discutăm niște lucruri de perspectivă. Eu, nu de mult a fost conferință la alt management educațional în care am participat și am venit cu idei. Și vă rog să susțineți, mai zis Minister. E nevoie de o nouă concepție a evaluării statului școlar. O nouă concepție. Concepția din 2016 deja este depășită. Și noi nu avem acest concept. Noi avem această concepție. De ce? Și asta am mai depăsat la stângul la dreapta. Ar trebui să formăm o echipă care să se ocupe cu elaborarea concepției. Păi, doamna Slăteană, cum ai proiect, cercetare, inovare, sistem? Pe doamna Victoria o plasăm la mațelul primar cu ideile respective. E plasată deja. În echipa ce ține de elaborarea concepției, nu s-a rezultat foarte clar. Asta ce ține de perspective. Acum, trebuie să fim foarte atenți cu aspectele acestea de documente de politici educaționale. Eu nu sunt de acord cu sintagma, de ce și am început cu întrebarea. Ce semnificație are sintagma scrisă și în curriculum la clasă primară, competențe cheie, bară transversale, bară transdisciplinare. Mă întreabă și învățătorii, și profesorii mă întreabă, dar asta ce e? Una și aceeași s-a pus pe un bar și lucrul acesta. Bar este de joc, e sau. Nu este chiar așa. Da, și sau. Nu este chiar așa. Nu este o delimitare. Adică aș trebui să fim foarte atenți cu aceste aspecte, poate și lingvistice, dar și de documente. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Sunt competente în cheie transversală declarate de către Codul Educației și respectiv mai departe, de ele derivă toate celelalte. Competențe transdisciplinare, competențe specifice, unitățile de competență nu sunt competențe. Nu putem să punem în clasificare o competență, o unitate de competență. Tot nu este bine logică, deci nu este unitate de competență, competență. Este o porțiune doar. Sigur. Și totuși termenul sub competență e mult mai bun decât unitate de competență. Dar noi vedeți noțiunea de competență cu competență, ei constituite din subcompetență. Nii nu are așa concept. Are. Mișel Minte, didactică competență, mai bine. Didactică funcțională, pare mai bine. Termenul sub competență, domnul, este evidențat ce înseamnă competență. Achiziție. Achiziții mai nevinovată. Într-o competență, mă... Eu, dacă într-o discuție, dar eu să-mi lasă aparte ce se vine. Deci, mine l-a citit în limba care? Română, rusă, franceză. Traduse în română, dar este și varianta franceză. Și vă spun dumneavoastră că e tradus așa de reușit. Dar citim în franceză, care e problemă? Ori e competent, ori e anul. Și problema cea mare care a fost în documente scris, era scris că subcompetența se subcompetența se formează. Nu este corect. Subcompetența nu se formează. Achiziția se dobândește. Asta a fost greșeală strategică. Se formează competența. Cum? Să trecem la... Vintele este cum vrem noi. Că eu mă duc la ideea. Noi formăm personalitatea în fiecare. Prin tot ce am vorbit noi astăzi. Eu întreb, eu formez un competent, un subcompetent.
Noi formăm o persoană competentă sau incompetentă. Dar sub competență nu se formează. Asta e răspunsul. Sub competență se dobândește achiziția. Bine. Eu... Doamna Victoria Stărcan este un cercetător științific format, competent în competențe investigaționale, cu succese mari în domeniul evaluării cercetării de învățământul primar și, desigur, eu susțin conferire, titlul științific, doctor în științe ale educației la specialitate. Vă mulțumim! Noi special v-am invitat pentru ca să fii polemică. Iar oricum, cum a spus Moșul Roată, rămân cu părerea mea. Oricum, oferim cuvânt doamnei secretar științific pentru a da citire recenzii sau avizului domnul profesor Lupu, care, din păcate, nu a putut să vină, că se simte în oameni. Mulțumesc! Avizul acesta de doctor în științe ale educației cu tema formarea competențelor în învățământul primar, specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației, autor Stratan Victoria. Autoarea foarte bine argumentează actualitatea și importanța temei, reușit descrie situația în domeniul de cercetare, determinând premisele care au stat la baza formulării problemei de cercetare. În teze sunt bine formulate scopul, obiectivele, noutatea științifică, importanța teoretică și valoarea aplicativă. La un nivel înalt, autoarea rezolvă problema științifică importantă, fundamentând teoretic și praxeologic modelul pedagogic și a tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor în învățământul primar, prin valorificarea testului integrativ, care contribuie la asigurarea eficacității procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor la finele învățământului primar. Contribuțiile teoretice principale personale autoare sunt elaborarea și utilizarea modelului pedagogic al evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar, a tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ, cât și constructul curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor. La un nivel înalt teoretic și metodologic, autoarea descrie esența și importanța modelului pedagogic, sistemul de valori educaționale în sistemul de principii ale evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar. În procesul de investigație efectuat de doamna Stratan Victoria, a fost elucidată una dintre schimbările cele mai semnificative în domeniul valorii rezultatelor școlare, aplicarea viziunii sistemice, integratoare, asupra diferitelor domenii și niveluri ale evaluării. Astfel, evaluarea integrală, ca reflectarea proiectării și strategiei holistice, se poate realiza prin sisteme de teste complexe, cu o structură interioară relativ sofisticată, dar care permite o apreciere generală a performanțelor instruirii de tip transdisciplinar. Excelent este expus și validat experimental modelul pedagogic, tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare, cât și constructul curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării. În concluziile generale, autoarea tezei prezintă o sinteză a rezultatelor obținute, făcând referințe la propriile lucrări, punând în evidență noutatea și originalitatea științifică, importanța teoretică și valoarea aplicativă. Din studiul tezei derivă concluzia că autoarea a realizat o cercetare aprofundată ce vizează elaborarea unui model de metodologie orientată spre evaluarea competențelor în învățământul primar. Sinteza bibliografică este bine sistematizată, punând în evidență noul și locul tematicii discutate în contextul general de specialitate. Autoarea tezei aplică în mod corect modele științifice aprobate pentru fundamentarea rezultatelor, concluziilor și recomandărilor obținute. Suportul metodologic al cercetărilor efectuate și aparatul matematic de analiză a rezultatelor experimentelor pedagogice sunt bazate pe teoria și metodologia instruirii,
metodelor de prelucrare statistico-matematică a datelor. Studiul întreprins în teza de doctor oferă o imagine clară asupra activității de cercetare desfășurate în cadrul problematicii abordate. Limbajul expunerii este excelent, atât textul cât și materialele ilustrative sunt perfectate cu acuratețe. Structura tezei este bine echilibrată. Am lecturat cu plăcere și mare interes fiecare pagină din cuprinsul tezei, scrie domnul doctor habilitat, profesor universitar Lucu Ilie, și am reținut calitatea de fiind cercetător și profund analist ce o caracterizează pe doamna Victoria Stratan. Dăruirea și pasiunea au fost completate în chip fericit cu potențialul intelectual și valoroasa pregătire profesională. Concluzie. Teza de doctor în științe pedagogice, elaborată de doamna Victoria Stratan, se înscrie într-un domeniu actual al științelor moderne, cu importante implicații practice, are un nivel științific și aplicativ înalt, aduce contribuții importante, originale, formate din modele și metodologii destinate evaluării competențelor în învățământul primar. În lucrare sunt prezentate rezultatele investigațiilor care pot fi calificate ca fiind contribuții științifice în noi. Generalizează și concluzii generatoare de noi direcții pentru științele pedagogice. Având în vedere contribuțiile importante găsite în teza de doctor în științe ale educației, valoarea competențelor în învățământul primar, apreciez că aceasta conține rezultate științifice originale și o valoare științifică și practică semnificativă în domeniul științelor pedagogice și corespunde cerințelor către teza de doctor. Consider că doamna Victoria Stratan merită titlul științific de doctor în științe pedagogice, specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației. Membru al Consiliului Științific Specializat, doctor habilitat, profesor universitar, Lucu Ilie. Mulțumim și n-aveți decât să continuați spusele domnului Lupu sau al meastră. De tot aceasta, dacă îmi permiteți vorbirele mele. Din start, țin să apreciez eforturile doctorandei care, într-o sinergie de plină împreună cu conducătorul științific, au venit cu o soluție viabilă pentru o problemă stringentă, o problemă de actualitate pentru domeniul științelor educației. Apreciem în mod deosebit eforturile depuse în soluționarea acestei probleme, cu atât mai mult că ea a creat atâtea discuții în contextul ședinței de astăzi. Odată în plus să continuați, dar de data aceasta ideea ar fi ca energie, eforturile dumneavoastră să fie direcționată în vederea asigurării transferului tehnologic a rezultatelor cercetării, care va asigura sau va aduce reale beneficii nu doar pentru învățământul primar, nu doar pentru subiecții cheie, care sunt elevii de vârstă școlară mică, nu doar pentru cadrele didactice, pentru acei învățători pe care ați urmărit să-i formați în acest context, dar are beneficii pentru științele educației și, de ce nu, pentru societatea în general. Am apreciat în mod deosebit eforturile dumneavoastră de a aborda problema și dintr-o perspectivă teoretică și aplicativă, iar valorile pe care le-ați generat, produsele fiind valori ce scot în evidență competența investigativă a dumneavoastră și foarte frumos atât referenții oficiali, cât și membrii Consiliului Științific Specializat au scos în evidență valoarea modelului pedagogic de evaluare a competențelor, transdisciplinare la elevii din învățământul primar, tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale copiilor de vârstă școlară mică prin valorificarea testul integrativ și, nu în ultimul rând, constructul curricular de formare a cadrelor didactice în acest domeniu. Cred că toate aceste produse conferă originalitate, autenticitate cercetării dumneavoastră și mă pronunț, bineînțeles, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației. Mulțumim. Ce să mai spună președintele? Că spuneți. Eu mă gândeam tot timpul de că aici e cel mai mare dialog a sfințit strarul Ion Achirii. Și a avut loc.
dar nu e asta. Deci, stimați membri ai Consiliului și stimați referenți oficiali. Deci eu mă gândeam astăzi când veneam, zic, ce-o fi că toată lumea e o școală? Și m-am convins astăzi în Consiliul Științific că fiecare are învățat. Eu vorbesc despre mine. De aceea, ori de câte ori nu se va deschide, sau se vor deschide paranteze, este loc pentru a nu crede că ești cel mai versat în domeniul respectiv. Am ascultat și am citit și până la ascultare avizul domnului Goraș, pentru că a venit la mine. A domnului Botnar n-a fost. Eram foarte curios ce a scris doamna Botnar ca să caracterizez doi referenți oficiali. Și am văzut că undeva s-au întâlnit, undeva chiar s-au ocupat, dar undeva nu. E bine asta, noi considerăm că e foarte bine. Pe de altă parte, atunci când apar multe întrebări, sau doamna Măslițchi spunea, uite-te că a fost întrebat, domnul Achirii spunea și toți au spus. Deci probabil că totul despre ce am vorbit noi astăzi, este construct. Teza ca atare este un construct. Testul tot este un construct. Tehnologia tot este un construct. Adică este vorba despre o teză nou-nouță, care nu întâmplător au fost atâtea întrebări și vreau să subliniez cu deosebită așa plăcere că doctoranda, deși avea emoții extraordinar de mari, pentru că când face așa cu mâinile, asta înseamnă emoții. Dar, în același timp, eu cred că au fost și unii, cum spunem noi, evaziv, dar linii mari, știe ce a făcut și atunci când doamna Botnar spunea că este o întrebare retorică, problema, deci trebuie să fim de acord. Pentru că unii cercetători, mai ales la științele reale, ei scriu determinarea cu tare, cu tare și tot scriu scop și scriu tot determinarea. Păi scrie stabilirea, dar pur și că sunt sinonime. Deci eu cred că expertiza de astăzi a fost una mai solidă decât alte ori, nu de atât eu, președinte, Doamne ferește, de atâta consider pentru că au fost selectați cei care cunosc domeniul. Și nu este problema mea, spun uneori, unii experți nu precunosc problema și atunci doctorandul se întreabă, el nu ne spune nou, dar eu simt că ne spune că el nu știe lucrarea mea. Deci dacă vreți să spun aici, și astăzi s-au simțit, pentru că noi nu cunoaștem, să zicem așa, fir apăr, problema evaluării. De ce? Eu am subliniat că această problemă este foarte aproape de doamna Marin, de doamna Botnar, de domnul Ion Achirii. Că, bineînțeles că de conducătorul științific. Ești la alți noi, e evident că știm ce este evaluarea, știm ce știm. Dar eu consider că poate că nu aici este produsul cel despre care vorbeam toți. În viziunea mea am auzit cuvântul transfer și încă cineva a spus despre cuvântul transfer. Pentru noi transfer este ca produsul să fie mai departe decât definim noi competența. Dar mai departe este cunoașterea cunoașterii și este pragmatismul. Doamna Marin spunea undeva că trebuie să fim pragmatici în cercetările care vor avea loc în continuare. Și eu zic, da, dar noi ajungem să fim pragmatici sau ceea ce construim noi va fi și pragmatic sau trebuie să vedem. Adică ideea mea este că avem cercetări foarte bune, care fiindcă avem aici reprezentația în acecului, deci noi vorbim de foarte multe zeci de ani,
că nu sunt făcute niște sinteze ale cercetărilor ca practicienii și-au lor, cercetătorii și-au lor. Și noi, fiind o școală mică, să zicem, în Republica Moldova, uneori nu cunoaștem ce face colegul de alături. De ce eu cred că ar fi cazul ca tezele să fie repartizate pe paradigme, pe domenii, pe... și să avem noi niște informații cu care să putem oferă, doar să știe foarte bine că teoria se regăsește unde se regăsește. Acum venim din nou la teză. Deci au fost mai multe interpretări în privința principiului integralității. Deci eu consider că la această teză și la multe alte teze de bază trebuie să fie principiul integralității. Sau dacă o să citim atent teza doamnei Petrovski, prin care s-a încercat cu doamna conducător Calo să se arăte că acest, în baza acestui principiu poate fi studiată istoria. În baza acestui principiu, după mine, după cât înțeleg eu în referința principiilor, de altfel știm că nicio lucrare nu poate fi scris fără principii și ele sunt mai multe decât uneori noi le găsim. De aceea eu consider că anume că conceptul cheie constă în principiul integrării. Tot constructul este construit pe aceste principii. De altfel, dumneiei nu putea să vorbească despre valori. Nu putea să vorbească, deși și principiul în felul lui de a fi este o valoare. De aceea, în viziunea mea, eu m-am uitat și astăzi de 5 ore în autoreferat ca să văd coerența și corelația logicii cercetării este una, îmi permis să spun, fără precedent. Uitați-vă la în autoreferat la pagina, ca și lucrare este, la pagina 28. Deci, dânsa scrie în vederea perfecționării valorii competențelor și mai jos pune probleme despre care a menționat mulți antivorbitori și îndeosebi doamna Marina. Deci este foarte interesant, dar eu nu întâmplător am adresat întrebarea cu ludicul și cu congenitalul. Apare întrebare, ce teze avem noi care vedem copiii dotați? Sau cum rezolvăm noi problema dotaților dacă noi astăzi vorbim despre integrare inclusivă? Cât de mult poate să facă un învățător de la clasă primară, de altfel doamna Botnar spunea că scade rezarce, eu cred că dumneiei au operat cu învățătoare sau învățătorii. Cadre de dași, când spunem, include mai mult decât învățătorii. De aceea, teza aceasta, fiind despre mica școlaritate, deci ea include învățătorii. Și clar, elevii, părinții, deci nu scadre de dași. De aceea, ceea ce au menționat toți, este mai mult decât reușit. Și în primul rând este reușit după mine și după ceilalți modelul care a putut, să spunem așa, integra tehnologie despre care au fost foarte multe întrebări și este o temă aparte aici. Nu acoperă niciodată nicio tehnologie, ori de care n-ar fi ea, nu poate acoperi esența acestei lucrări. Deci, este o variantă. Dacă cineva vrea să scrie altă, noi nu încurcăm. Și el vine și demonstrează că, uite, a făcut bine, bine, dar uite, eu aici fac și mai bine. Dacă poate face, dacă nu, de vorbit la noi vorbesc mulți, că ar fi bine. Și da, un cercetător de-a nostru scrie, zice, cum să scoatem acest ar fi sau trebuie? Scriu niște cercetători la bălți. De aceea zic că modelul a inclus tehnologia și cel mai important că modelul a inclus constructul prin care de referenții, de așa trebuie, membrii Consiliului au demonstrat această integralitate. Deci, de ce am pus o întrebare cu învățământul nostru superior?
Eu sunt sceptic, eu așa cred că din naștere, tot e genotip și asta. Noi cât de mult facem trans acesta, cum arătăm noi disciplinile? Eu am analizat în pofida faptului sau în bucuria faptului mai multe planuri de învățământ, dacă vreți să vă spun sincer, pe toate. Eu am găsit acolo lucruri care, cum zice, nici nu vin, nici nu se duc. E mai mult decât atât. În interior de facultate, deci temele se repetă. Se repetă ghinșor, așa, nu mă ating, chiar fix cum se cheamă, și la disciplina asta, și la disciplina aceea. Ei, nu vreau să dau exemplu, că nu-i cazul. De pildă, eu vă spun așa, nu din planuri, vă spun, de pildă, psihologia personalității și psihologia vârstelor. Eu vorbesc, spun, așa ca pentru altele. Citiți atent și o să vedeți niște coincidențe. Și eu predau psihologia personalității și dumneavoastră lătura altceva și credem lucruri foarte diferite. Foarte diferite. Eu încerc la niște lucruri simple ca noi să înțelegem ce înseamnă transdisciplinarul, dacă vrem să... De ce e fără îndoială că această teză, poate eu n-am înțeles bine la domnul secretar, că merită toată atenția pentru a fi înaintată, eu știu, la un loc, în cercetările anului 2020. De ce e fără îndoială că avem parte teoretică, au vorbit, avem bibliografie dotată, avem publicațiile care a vorbit și domnul, avem tot ce trebuie să aibă o cercetare modernă, dacă vreți, o cercetare de ultimă oră și eu cred că noi nu greșim nici într-un fel dacă analizăm toate luările de cuvânt, dacă le luăm, ele vin să... Așa e, este e profesor și sună a patra oară, chiar lui să nu-i dă în cap că e o ședință. Și e profesor. Și crede că sinistrarul, nu știu ce face undeva. De aceea, toți în chemarea referenților și toți membrii Consiliului s-au expus părerea că trebuie să o facem doctor pe doamna Stratan și eu cred că trebuie să votăm pentru această chestie și să nu ne vadă nimeni. De aceea Consiliul se duce să voteze. Eu cred că nu este. Citiți proiectul de hotărâre, totdeauna după aceea trebuie să spunem că votăm. Citiți, citiți. Nu mai e decizia. E decizia. Doamna Goraș zice că e decizia și noi vă ascultăm. Citiți decizia. Citiți. Eu știu că se citește. Noi am examinat proiectul. Decizia. Da, a fost, da. Ținem în start să precizăm că proiectul acesta de hotărâre a fost expediat, noi l-am analizat împreună. În concluzie, să fie foarte oficial. Ținem să precizăm în mod deosebit faptul că investigația își definește identitatea științifică prin modelul pedagogic, tehnologie evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ, constructul curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ, constructul de validare prin experimenta tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare a elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ. Toate acestea conferă originalitate, noutate, veridicitatea rezultatelor obținute, precum și competența autorului de a realiza o cercetare științifică în mod creator, autonom, responsabil. În temeiul argumentelor anterior prezentate, reflectate și în avizele referenților oficiale a membrilor Consiliului Științific Specializat,
a reprezentanților comunității științifice și academice din țară, expuse la ședința de susținere publică a tezei de doctor, Consiliul Științific Specializat, D531.0113, din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, a decis. Punct. Ne ducem să ședem. În concluzie, Consiliul Științific Specializat, D531.0113, din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, a decis a conferi doamnei Stratan Victoria titlul științific de doctor în științe ale educației, specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației. A solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat D531.0113 de a conferi doamnei Stratan Victoria titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației și a elibera diploma respectivă. Următorul proces, au fost prezenți la vot 5 membri Consiliului Specializat, au votat 5 pro. Vă rog să întărim prin vot deschis aceste procese. De o propunere, dar cu înaintarea la teza anul viitor, tot în proces verbal tehnic? Da, da. Da, întrebăm. Da, a fost? Este inclus. Includem. Dar eu de ce și zic să nu uităm? Motiv inclus? Să includem. Da, să includem. Votăm. Votăm pentru. Votăm și pentru. Da. Pro. Da. Cuvânt doctoranzii. De încheiere. De doctor. Doctorandii care deja este doctor. Am fără cunoștință aici în Brață, sunt recunoscătoare Bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ajung în această zi, pentru că mereu mă gândeam ce aș spune eu dacă aș fi la final. Și sigur că în capul, probabil, mintea mea un alt discurs, dar am să încerc să fiu succintă și, în primul rând, vreau să vă aduc profund. Sunt onorată și vă aduc mulțumire, pentru că, necătând la circumstanțele create, dumneavoastră mi-ați fost sprijin și mi-ați ieșit în ordinare. Și acesta este un gest care probabil nu voi uita niciodată. Totodată vreau să intențiez că da, noi doctoranzii încercăm, tindem să elaborăm ceva care să fie pertinent, dar fără contribuția dumneavoastră, fără cercetările dumneavoastră care stau și sunt fundamentul cercetării publicii Moldova, noi probabil nu am reușit. De aceea țin să vă mulțumim pentru toți anii dedicați cercetării și pentru faptul că unii din dumneavoastră, care indirect, care indirect, au contribuit la formarea mea ca persoană, începând de la doamna Doțari, care m-a luat în prima dată la catedră, și toți ceilalți care zi de zi mi-ați fost sprijin. Desigur că astăzi florile sunt pentru doamna Andrițchi. Doamna Andrițchi, să știți că, într-adevăr, teza este un produs important, esențial, dar mai presus de toate, pentru mine este o valoare relația mea cu dumneavoastră și să știți că am apreciat foarte mult că pe parcursul anilor dumneavoastră ați ținut cont de principiul umanismului și m-ați, dacă aș face raliere la teză, ați avut integral personalitate, ținând cont de fapt cu artățile de vârstă. Vă să nu spuneți, se desprară, n-are dreptate. Dumneavoastră sunteți un cercetător, un conducător excelent. Aveți acel tact, maestrie și vă sunt profund recunoscătoare și dacă aș lua două oară de la început, sigur că dumneavoastră să fiți și mulțumesc Bunului Dumnezeu că ați fost conducător. Mulțumesc, doamne! Stimați colegi, ședința consacrată susținerii tezei de doctor a doamnei Stratan Victoria cu tema evaluarea cunoștințelor în învățământul primar se declară închisă.